Greiește. Bună seara prieteni și bun găsit la internetul grăiește O emisiune despre Moldova văzută de departe prin internet Și noi vă încurajăm să aveți toată libertatea de a vă aranja comod în fața ecranelor Și a fi alături de noi în următoarele ore

1, 2, Bună seara, prieteni. Bun găsit la internetul grăiește. Sperăm că se aude și se vede. Noroc, Nata. Noroc, Nata. Noroc, Andrei. Noroc tuturor. Celor care într această seară de vineri s-au gândit că ar putea să le fie interesant să fie alături de noi la internetul grăiește. O emisiune despre Moldova văzută prin internet. Or, noutatea zilei de astăzi ne-a făcut să ne ducem cu privirea un pic mai departe de Moldova, deși ne dăm foarte bine seama că tot ce se întâmplă în afară ne afectează și pe noi, și emoțional, și psihologic, și la nivel de usumedenii, de întrebări și incertitudini. Astăzi internetul grăiește, a trebuit să-și schimbe planurile și scenariile cam pe la jumătate de zi, așa că ce am reușit și noi să facem într-o componență foarte mică și laconică va fi și ceea ce vă vom propune să urmăriți și voi în cazul în care veți alege să stați cu noi. Noroc, tare mulțumesc celor care deja împărtășesc geografia emisiunii noastre, internetul grește. Noroc Monța, Italia. Noroc Ohio, Statele Unite. Noroc Montreal, Viorica Șuba, prietena, patrona, patrona noastră. Noroc, Viorica. Uh, Salutări în Berlin, trimitem cu mare drag. Noroc Chișinău. Noroc München, sperăm, ajungem și pe acolo. Bună seara tuturor prieteni, mulțumim tare mult pentru că vă faceți timp. Tradițional vă propunem, dacă nu aveți timp, să ne urmăriți și în reluare, în re înregistrare, cum să mai cheamă asta, dar e benevol obligatoriu să mai puneți și un like, dar dacă dați un share, inima noastră crește de bucurie pentru fiecare comentariu. Șepte ani de zile fără scârbă nașternut. Noi asta promitem. Dincolo de inima noastră care crește de bucurie, voi ne ajutați realmente în momentul ăsta dacă veți decide să dați un share sau să puneți un like, sau să mai lăsați un comentariu, ne veți ajuta să facem așa ca tot efortul nostru pentru internetul grește să aibă o audiență cât mai mare. Uite, or, avem vecini care ne urmăresc, Nat. Noroc, Tudor. Patronul, uh, patronul nostru, Andrei. Aude, da. aude. Uh, Eu vreau să te presc. Ce? Există ceva de la ciocolată blocat între trebuie să facem da? fața asta. Uite la mine. La mine de -a, arată dinții. Da, trebuie de... Uh, pot să intervii? Vrei să mă duc încolo? La baie mm. ar fi bine, nu? Mm. Am mâncat ciocolată, da, astăzi au fost nevoie de energie în plus. Stai să mă uit. I-am dăruit lui Andrei de Sfântul Valentin ciocolată și am mâncat-o eu. Oare mm. nu-i nu frumos asta? Mm? Gata. Oare... Gata. Gata? Gata? A rezolvat problema. Da, iertați pentru acest... Da, mie așa de tare îmi plac momentele astea, știi, când... Noi avem, a... noi avem tare mare nevoie de, de oameni... G, uh -huh. care să ne urmărească și fizic de aproape, de exemplu, noi am aflat că săptămâna trecută, de povestind despre o angajată Orhei, nată, a primăriei Orhei, întâmplător, Nata s-a scăpat cu vorba și a zis primăria Chișinău. Din obosală, rapiditate, am da, mm -hmm. dar pe urmă ne-am mai corectat, că am zis da. de multe ori. Și noi ne se întâmplă să ne pentru că aici, în jurul nostru, nimeni, nimeni nu -i nu scaunul Nu <laughs> Numai scârțâitul scaunului, care nu poate să ne răspundă dacă noi greșim. Așa că um, acest loc minunat pe comentarii pe YouTube sau pe Facebook este ideal pentru a ne pune pe noi la perete. Dacă cumva simțiți că o luăm heisa, heisa am zis? Heisa! Apiaca! <laughs> <laughs> Dați-ne crezare, mult. Ai găsit o heisa, Andrei! Plus, tu stai și nu știu dacă tu simți asta, când îți când asculti doar propria ta voce în, în urechi, tot eu. Eu E o senzație foarte plăcută. zicem așa. <laughs> Bun. Hai, hai, să începem internetul grește. Hai să începem și, bineînțeles, să vă spunem în ce mod evenimentele de ultima oră ne-au făcut să ne schimbăm să ne schimbăm scenariul, moartea lui Alexei Navalny, deși noi vrem să reformulăm, spunând, uciderea lui Alexei Navalny. Despre ea am fost anunțată astăzi pe la ora 13, a zilei de vineri, 16 februarie. Am tot așteptat și urmărit toate noutățile care s-au adunat până la sfârșitul zilei de vineri. Despre asta vom vorbi la internetul grăiește. Tot astăzi vom dedica o bucățică de emisiune prietenului nostru de la Moscova, Ilan Șor, care se pare că și-a găsit o nouă casă. Da, mă, el practic a distrus sintagm, o sintagmă, o frază care operam atâta timp. El era un tânăr antreprenor din Israel, Shamu, E prietenul nostru de la Moscova. Andrei, acum el uh, se pregătește să devină activist civic. a multe teorii de ce uh -huh. omul a decis să plece la Moscova, și deși atâta timp el e la Moscova, explicația lui chiar nu din, din postării, că soție și copiii acolo la școală. Uh, dar rămâne să ne concentrăm un pic mai târziu la acest personaj mitic din uh, Justinția. Republicii Moldova. Urmează să tot ne oprim destul de mult astăzi în regiunea Moscovi. O să vorbim un pic despre dulăul nostru preferat pe nume Lavrov, așa-numitul ministru de așa-numite externe, care brusc s-a îngrijorat de 200.000 de cetățeni ruși din Republica Moldova. Tot astăzi, colegii noștri de la Internetul Grește vor veni fiecare cu propria contribuție. Nina Suslov, de cu noutăți din nordul țării, ne va povesti în ce mod partidele din nordul țării au împărțit dragostea alegătorilor. În mai ales la Bălți, a fost o abundență de dragoste partinică și Nina ne va arăta acest lucru. Dar poate asta tot e spre bine, că noi până mâine îngrijoram că un 1 mai ziua muncii da, era privatizată și acaparată de forțe politice, Nou mai am observat asta, dar Sfântul Valentin. Și nu numai de săptămâna asta, a mai fost și ziua, săptămâna în care l-am celebrat pe Grigore Vieru, iar un alt prieten de al nostru care se află în fruntea primăriei orașului Chișinău a mers tocmai la Iași. <laughs> Să sărbătorească poezia lui Grigori Vieru. Credem că spui de Șor, că Șor tot a făcut poster. Șor a făcut postare cu ocazia zilei de naștere a poetului Grigori Vieru. Iar pe finalul emisiunii, colega noastră, Mihaela Racoviță, ne va aminti că în această săptămână um, s-a vorbit destul de mult despre lectură și despre importanța ei în viața noastră și despre cât de tare, este bine să ne facem timp pentru lectură și pentru că noi cu toții, când auzim, trebuie să citim cât mai mult, simțim așa o doză de anxietate. Uh, Mihaela s-a uh, îngrijit să vină cu un set de recomandări despre cum să reducem din această anxietate. Așa că, rămâneți... Dar am niște contraargumente, pentru că tocmai ieri am citit niște fragmentele de la un mai vechi prieten, Soren Kierkegaard. Îți povesteam de de mult n-am vorbit despre el. Despre Soren Kierkegaard? Soren, eu de mult zic, pur și simplu, Soren. Așa? Da, înainte spuneam Kierkegaard, care spus că anxietatei benefică, asta e un fel de... Uh, învârteală de cap, amețală de cap, când ai prea multă libertate. Uh -huh. Da? Și, Mihaela să ne ajute, cred că să alegem din. Eu nu cred muri. că e vorba de anxietate când ai prea multă libertate. Eu cred că e vorba de complex al omului matur și foarte ocupat, care aude din toate părțile cât de bine e să facem sport, cât de bine e să ne alimentăm sănătos cât de bine este să avem somn destul, cât de bine este să lecturăm și pentru nimic din toate astea nu găsim tot timpul timp suficient. Sau cât e de fain să deschizi uneori un video pe YouTube de vreo 20 de minute în care spune cât e de rău să procrastinezi mm. și tu zici, aia mult mai târziu la video ăsta. <laughs> Prieteni, începem internetul grește, 228 ediție. Și astăzi o să începem cu o noutate la care nu ne-am așteptat, nu știu dacă cineva s-a așteptat, o noutate care venit din Federația Rusă, pe la Amiază, am aflat dintr-o sursă oficială de stat a Rusiei. Este vorba despre entitatea federală a penitenciarelor FSIN, îi se spune, care a venit cu vestea morții lui Alexei Navalnei. Da, ca și cum ar fi murit brusc în închisoare. Dacă e să-i cităm pe ei, осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Инкарчератур, салком я осужденный, инвинуитул. Кондамнатул. Кондамнатул. Навальный, дупо у плимбаре, сосимтит рэу, практик имедиат, пирзендуш uh, куноштинца. Да, а стою обдарим фрагмент дин коммуникату чистой институции um, из Федерация Руса. Акум, на дистанции до кити в минуте, что намети каем скринуди по Telegram Кира Ярмаш, у апопьята Луна Вальный, скрив урматору лукру. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. То есть ничего конфирмари диспред, дичесу Луна Валь, Навальный Яну лавя. Адвокатула Алексей сяпукапил амиаза с плечен харп, орашунди идетинут, ненецкая малая ненецкая область свершиту географии. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим. Scria Chira Iarmăș. Cum o să avem informații um, de comunicat? Noi asta o să facem. Mai în scurt, Oficiali... și până la această oră, dacă nu greșim, până la această oră cât noi suntem live, nimeni din rude, din apropiații, colegii lui Navalnii, încă nu au confirmat acest deces. Deces, pentru că rușii, autoritățile, anunță deces. Dar eu cred că noi putem să vorbim despre, uh, nu un deces, dar un asasinat. Pentru că cumva istoria recentă o și-a arătat că cineva tare o înșercat asta să o facă. Și probabil ar fi bine să ne amintim sau să trecem în revistă niște evenimente, niște momente cheie din cariera lui Navalny, cariera civică și politică care l-au făcut pe unul ca Putin, să vrei de exemplu, să-l omoare. Uh, trebuie să mai adăugăm aici că deși anturajul apropiat al lui Alexei Navalny uh, a refuzat categoric să confirme vestea morții neavând dovezi pe care să le prezinte, Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov, nu a ezitat să facă declarații spunând că el deja i-a transmis președintelui Vestea Morții. De asemenea, presa rusească peste tot deja anunța că Alexei Navalny, presa pro-Kremlin, anunța că Alexei Navalne ar fi murit în închisoare, iar Iulia Navalne, soția acestuia, care se află în aceste zile la Munich, unde are loc o conferință pe securitate, a avut ocazia să iasă la microfon și să facă o declarație. Cred că este important să auzim chiar din prima sursă o reacție a unui om care află dar nu este sigură că a pierdut, a pierdut cel mai apropiat om din viața sa, tatăl copiilor săi și jumătatea sa. Andrei? Tu vrea să-i dăm de aici? Da. Da? Ok, imediat. Cred că o să fie cazul să traducem, Pasific, da? da? Așa. Înțeleg că dă-le mie главную сцену, А, наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу улететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все, эти знаете, все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом звали, зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы. Спасибо большое. Pentru cei care au nevoie de traducere, mesajul soției lui Alexei Navalnei este unul cât se poate de evident. Putin va răspunde și va răspunde foarte curând pentru crimele pe care le comite împotriva poporului său, împotriva țării sale, împotriva familiei Navalnei. Uh, pentru ea este evident că el poartă toată răspunderea pentru uh, tot răul care se întâmplă. A evitat să confirme vestea morții lui Alexei Navalny, uh, dar a mulțumit pentru, pe, pentru că i s-a permis din scena mare a conferinței de la Munich să vorbească și să adreseze acest mesaj. Uh, trebuie să mai adăugăm că mama lui Alexei Navalny a făcut o postare pe Facebook în care a. Interzis tuturor să o compătimească, spunând că Alexei era foarte bine. Acum câteva zile, pe data de 12 februarie, acesta a fost vizitat de avocat și era în sănătate de plină. Trebuie să mai adăugăm că Alexei era foarte des. Uh, uh, batjocorit de autoritățile penitenciarului, fiind deținut în condiții extrem de complicate, care deteriorează foarte tare sănătatea. Era vorba despre cel șizo, sau idei n-am cum să-l traduc în limba română uh, pentru comportament. Uh, ispravitele, care corectează comportamentul omului. Putin o hotărât. -ți era -o. ținut într-o cameră foarte foarte îngustă, în care practic, era nevoit permanent să stea în picioare, în care nu avea lumină, era frig, ori el fiind și după uh, acea încercare de a fi otrăvit cu uh, toxina. cum îi spune? Navicioc. Cof, navicioc, da. Uh, mulți spun că în asemenea condiții nici cel mai sănătos organism nu ar rezista, deși nimeni nu ar vrea să accepte uh, ipoteza pe care o împing destul de activ autoritățile de la Kremlin, precum că Navalny ar fi murit din cauza unui tromb care s-a rupt. Da, și aici este o nouă gazetă a publicat părerea unui medic da, este vorba despre medicul Alexandr Polupan, care se afla printre cei care au venit la Moscova, de la Moscova în regiunea Omsk, la, la spitalul unde Alexei Navalny a fost adus după, după tentativa de otrăvire din august 2020. Un detaliu foarte curios pe care ar fi bine să-l cunoaștem, pentru că deseori, datorită investigațiilor făcute de Navalny, ne dădeam seama de câtă prostie, diletantism, ne atenție comit cei de la Kremlin. Da, pentru că trebuie să vină o comandă, trebuie să vină, băi, asta se poate dispus, asta nu se poate dispus. Poate noi sărim un pic calul și ne întoarcem la oile noastre, dar dacă o să urmăriți reacțiile sau mai degrabă lipsa reacțiilor unor politicieni din Republica Moldova, a să înțelegeți foarte bine că lor încă nu li s-au comunicat și trebuie descris. Și foarte ușor se poate de distins dodonul de omul în cazul celor din Federația Rusă, ei s-au grăbit să anunțe o cauza decesului și acest medic anesteziolog, așa da. se spune corect, Acesta se spune că ar fi imposibil să stabilește o asemenea... Versiunea precum că Navalny ar fi murit din cauza uh, unui tromp este greu de crezut, pentru că un asemenea diagnostic sau uh, concluzie a morții poate fi făcută doar după ce este efectuată Autopsia. Altfel, vizual vorbind, nu poți să-ți dai seama că omul ar fi murit din cauza unui tromb, pentru că este vorba despre un cheac de sânge care se uh, rupe în interiorul corpului uman, în interiorul vaselor sanguine și care uh, provoacă eventuală moarte. Ori acest lucru poate fi uh, confirmat numai în urma unei autopsii, spune acest medic. Or la Alexei Navalny, care ar fi murit astăzi, încă nu ar fi trebuit să îi se facă deja autopsia ca să se facă publice asemenea versiuni. Ceea ce înseamnă că uh, putem interpreta chiar și această situație drept una de pripă, o situație în care căutau să dea o versiune imediată, rapidă, probabil că n-au stat foarte mult pe gânduri ce să împingă presei și publicului. Uh, se, mai este încă un detaliu interesant. Se spune că Alexei Navalny ar fi ieșit la plimbare și, în timpul plimbării, și-a pierdut cunoștința da, astea, așa și că ambulanța s-a prezentat în șapte minute la penitenciar în timp ce cea mai apro cel mai apropiat spital de la care ar fi putut veni o ambulanță se află la 35 de kilometri. Da, ăștia au declarat că imediat au venit, foarte foarte curând. Da. Autoritățile ruse au spus și, că foarte repede. Și că de... aceștia, medici ar fi încercat să-l resuscite timp de 30 de minute, resusciteze. dar resusciteze, dar uh, au constatat apoi uh, moartea, uh, moartea lui Alexei Navalny. Multe detalii interesante, nici noi măcar nu ne pricepem în a le interpreta, de asta apelăm la foarte multe surse. Evident este că dacă se confirmă această știre destul de tristă, sunt sigură că și pe voi v-a marcat așa cum ne-a marcat pe noi, pentru că, deși admiteam, urmărind toate noutățile legate de Navalnii, Că asta se poate întâmpla la câte s-au mai întâmplat până acum. Cumva fiecare postare plină da, de umor. Asta, scuze, că trenul ăsta al gândului, da, că contextualizarea care e evidentă, normală, sănătoasă, că noi nu avem cum să ignorăm trecutul, da, e normal. Nu, nu puteam, o Putin de 14 februarie să-i trimită Valentin călu Alexei Navalny Dar, în același timp, asta, nu știu pe tine, dar pe mine personal mă face să mă simt o leacă perdant. Că, băi, tiranul a câștigat. Ori și-am noi, ori cât ne-am îngrijorat, cum spate de strâns spiritul civic și de făcut o schimbare, tiranul în cazul dat câștigă, că tu zici, ei, hey, după asta am mai fost făcut. Sau șirul de comentarii, dar deși el în general s-a da, în Federația Foarte Rusă. multe comentarii de acest dar gen. cum tu ajuți cu acest comentariu în această situație? Că, ca și înșeri să afle, tu și ne-o ascuțit sulița așa care o străpun scheptul și te-a te omorât? Liderii mondiali nu au ezitat să vină cu acuzații la adresa regimului Putin toți într-o voce afirmând că Alexei Navalny a fost ucis, că nu este vorba despre o moarte naturală, uh, și în același timp, Cremlinul uh, venea cu reacții spunând că Navalny a fost ucis de europeni și americani. Fantastic! Mm. Da, de pentru eu că, că Brusc s-a brusc simțit rău. Uh, pentru că ei ar avea cel mai mare interes. Să comită o asemenea provocare ca să dea în buna guvernare de la Kremlin. De asta, doctorii din Germania au stabilit că el a fost otrăvit. A, da, de asta, el. A, noi am stat și ne-am gândit dacă tot deținem atât de puține informații, și toate ele sunt în spațiul public și pe canalele de Telegram, a, măcar să admitem că. Navalny era un om foarte incomod pentru guvernarea lui Putin, și să ne amintim. Dar de ce el era atât de incomod? De unde a început această istorie? Cu siguranță fiecare dintre voi a început să urmărească activitatea lui Alexei Navalny dintr-o anumită perioadă, datorită unei anumite investigații, uh, unor anumite evenimente. Nu știu cum e în cazul vostru, dar eu, de exemplu, abia astăzi am aflat că, de fapt, activitatea lui Navalny a început cu blogging pe Life Journal prin anul 2008, Andrei. 2008, uh -huh. asta înseamnă că mă tin nici eu nu știu dacă era Facebook. Pe Eu nu, nu știu dacă ce... tu îți amintești, dar pe vremea aceea, Live Journal era un portal foarte um, brusc popular mm -hmm. în, în spațiu. Chiar și în Moldova era foarte popular. Dar în Rusia asta o, l a generat pe un Artemii, Liebi, mm -hmm. pe mulți, multă lume. Asta, Varlamov, nu tot acolo... O, o... Început Se cariera. pare că această platformă, pe da. vremea aceea, pe vremea lipsii tuturor platformelor de astăzi, chiar a fost locul în care au răsărit multe voci care astăzi influențează lumea. Păi, iată, Navalny, în 2008, apărea cu tot felul de opinii pe Live Journal și vorbea în special despre. Deturnarea fondurilor publice despre corupția de la Gazprom. Și în anul 2010, adică văzând că toate postările sale, toate ieșirile sale publice au un impact destul de mare și se bucură de interes, a creat proiectul Rospil din limba rusă. De fapt, ar fi o traducere, cum s-ar fi. Multi, e... da, hai să ajutăm Cum, cum s traduce e un joc de cuvinte, da. e, de fapt e raspil, care e un slang, e un cuvânt care înseamnă spălare de fonduri, în mare parte fonduri care aparțin bugetului de stat, doar că el a făcut-o cu rospil, multe organizații din Rusia încep cu ros, da, mm -hmm. rospil, gen mold control nu știu dacă noi avem așa organizații, dar să zicem, ceva care aparține statului Federația Rusă. Apia, că s-a jucat cu și a făcut organizația asta. Peste câțiva ani, de fapt, organizația asta a devenit... Parte uh... a proiectului FBK, da, uh... Fond Barbă Corupției, uh, sau Fondul de Luptă împotriva Corupției. Organizații anume... Organizație non-profit care s-a apucat să deconspire cazuri de corupție în toată Federația Rusă. Și tu -ți dai seama, la o țară atât de coruptă cum e Federația Rusă, să-ți faci brusca în inamici. În dar și suporteri. Noi avem imagini de la primele proteste pe care le organiza Navalnei cu uh, prietenii, cunoștințele, tot cei care începeau să înțeleagă că nu și doresc să trăiască în Rusia lui Putin. Uh, aceste proteste deveneau din ce în ce mai populare, astfel încât uh, autoritățile de la Kremlin au început să se alarmeze. Până în atât încât în anul 2012. A fost pornit un proces de judecată o, foarte curios de altfel, un proces care a fost pornit la denunțul unui cetățean pe nume Bruno Lepru, directorul general Ivroșe Vostok. A, în acel proces de judecată, Alexei Navalny împreună cu fratele său, Oleg Navalny, iată, eu am aici și o poză, pentru că despre Oleg nu, nu se vorbește atât de mult, deși și el a fost condamnat la închisoare și el a petrecut în închisoare în jur de trei ani și jumătate. Tu vezi poza? Nu mai devreme. Mă tin că eu am șters-o. Stai așa. Numai o secundă. Nu aici. Este în primul link de la Europa Liberă. No. În linkul de la Europa Liberă. Da. Deci era vorba despre un caz despre care autoritățile internaționale sau. iată, -l, iată, -l, asta Fratele lui Navalny, Oleg Navalny. Aratat, deci, ambii au fost acuzați în urma unui denunț făcut, făcut de un acel cetățean, Bruno Lepru, care era directorul general Yvroșe Vostok. Acestora li s-a imputat că ar fi tras pe compania de cosmetice Yvroșe și compania de procesare multidisciplinară în firma lor ca intermediar în furnizarea de servicii de transport și logistică. Curios este că în 2014 în Tribunalul Rus reprezentanții Ivroșe au luat partea fraților Navalnei. Tu îți dai seama? Ca pe urmă acest Bruno Leprou să-și dea demisia și pur și simplu să dispară. Să nu se mai audă nimic despre el. În 2013 deci din cauza că opinia publică vedea Navalny e gălăgios Navalny e curajos Navalny face ceea ce nu mai îndrăznește să facă nimeni Popularitatea lui creștea, văzând cu ochii, așa că Navalny hotărăște în 2013 să candideze la alegerile de, de la primăria Moscovei. Pentru că, în 2015, el atunci ocupă locul 2. Apropo, în acele alegeri, chestie foarte curioasă, pentru că îți dai seama, un om care vine din domeniul activismului civic, cum ar fi el era și antreprenor, dar venea, era și jurist, dar venea din domeniul activismului civic, așa oamenii l-au îndrăgit și el o după locul 2 în alegerile locale ale Moscovei. Da, dar judecând după intensitatea reacțiilor Kremlinului, încă ajunge la, la Cemodanu, pe nume Vova, n-ajunge gravitatea. Vezi că el era cu suspendare când era inculpat împreună cu fratele lui în dosarul cu Ivroșei. Da, oră... el a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare. Da, după asta a ieșit la proteste, nu și participat la alegeri. Am inus, nu s-a admis în curse electorale. Sau s-au trăjit, sau s-au omorât. Da, atunci încă probabil la Putin n ajunge la creierașul lui, trei îngrijorat foarte dur. Nu doar la Putin, la anturajul cel mai apropiat al lui Putin n ajungea impactul pe care poate să-l aibă Navalny până ca echipa acestuia de la FBK să înceapă să scoată investigații. Da, eu nu să faci investigații, materiale înscris, dar în 2015 am lumea folosit la greu YouTube-ul și a apărut ceva care, cum spun rușii, v -zarva la internetul, buhnit internetul. Apropo, această investigație sau primul erou al investigației lui Navalny e un pe Personaj curios pentru că noi și în Moldova am auzit nu o dată despre el. Fiind... Cel puțin astăzi cineva la Buicani sughițe, nu? Eu mă gândesc că da, pentru că este vorba despre familia procurorului general al Moscovei, Ceaica. unul dintre fiii căruia este un foarte bun prieten al lui Igor Dodon. Atât de bun încât Ceaica este un mare investitor. În diverse afaceri din Republica Moldova. Dar hai să vedem această primă investigație care a spart gheața atunci când în Rusia se credea că nimeni nu va îndrăzni să meargă împotriva lui Putin. Generalnă procurorul Rusiei. Его лицо вы наверняка видите впервые. Несмотря на его относительную известность, до последнего момента никто не знал, как он выглядит. Артем Чайка. фигурант самого громкого антикоррупционного процесса 2010-х. Дело о незаконных подмосковных казино. Продвигается борьба с коррупцией в силовых ведомствах. По адресам, указанным в интернете, действительно находились подпольные казино. Казалось, с этого вскрытия процесс пойдет по всей стране. Набрал, набрал! За деньги открыть уголовное дело, закрыть кадровое назначение и так далее. В итоге дело развалилось. Но оно стало первым за много лет упоминанием о сыне генпрокурора. Оказалось, что, имея прямой и неограниченный доступ к высшей власти и фактический иммунитет от какого-либо преследования, уже к 30 годам он стал долларовым миллионером. Активы, которыми владеет Артем, по количеству и разнообразию напоминают целую бизнес-империю. Гостиницы и песчаные карьеры, бетонные заводы и месторождения соли – по всей России даже шире разбросаны многопрофильные активы, принадлежащие сыну генерального прокурора Чайки. На него работают тысячи людей. Оборот его компании исчисляется сотнями миллионов долларов. Но к бизнесу то, что делает Артем Чайка и его коллеги, это не имеет никакого отношения. Это бандитизм, рейдерство и запугивание под прикрытием генерального прокурора Российской Федерации Юрия Яковлевича Чайки. Вау, wow. тата ку фиу, а ты де уницен тро каузы? Да! Ченева прокурор, ченева ку спайма, да ченева ку ку лесу банулы. Мэй, фрумос! <laughs> Патиш воронина сугицын сарасану, кто мэй фост времур кэн тата пи фиу лажита? Eu sper că și un ce bani în seara asta sughiți. Eu sper și Vasea bole în seara asta su ghiță. Da, și surtea în, în seara asta să nu suprească din uh, sughițat. Și mă gândesc eu uh, că multe dintre investigațiile FBK uh, vor fi acum. Uh, Revăzute, -re văzute poate de unii din noi prima dată. Și vor deveni în timp mostre ale jurnalismului de investigație, care vor fi studiate și la facultăți și la universitate, universități, pentru că, realmente, investigațiile făcute de Navalny, tot timpul, au dat dovadă de o calitate impecabilă, de imagini, de resurse implicate, de, documentare, de documentare extraordinară, de informații care nimeni nu a apucat să le dețină și să le publice decât echipa sa după da, această eu... investigație. Din anul 2015. mai vreau să recomand da. oamenilor canalul de YouTube. Majoritatea din ele, pentru cei care nu cunosc Rusa, au subtitrări în engleză și pot fi urmărite cu ușurință și sunt pur și simplu superbe. Bineînțeles că trebuie de făcut un disclaimer. Ele trezesc de la ură, la uh, furie, sentimente cât mai puternice în fiecare din noi. Eu, de exemplu, câteva doar abia după începutul războiului pornit de ruși în 2022... Am început să mă uit la unele. Una din preferatele mele, care nu-i tocmai cea mai populară, e asta despre Aleșa Miller, ăsta uh -huh. care e stăpânul pe gaz în Rusia. Care, de fapt, nu-i e stăpân, e un intermediar care-l ajută Putin să-și culeagă banul din ce e și se cheamă, uh, ce ești rușii, rușii numesc Dastoyanei Rasie. Adică este un bun public al tuturor rușilor. Dar nu știu cum Aleșa Miller are o casă de câteva milioane de dolari cu parcare, <sus> nu parcare, cum se cheamă asta, loc de aterizare pentru elicopter. Normal. T ai așa. spus Aleșa Miller este... Dar asta încă nimic nu înseamnă, mm. pentru că având în vedere cu cât de uh, mult îi place lui Putin să o facă pe băiețelul care pe toți îi pune la pământ, acum este, dar mâine poate să nu fie. După investigația despre fiul, lui, fiul procurorului general al Rusiei, Ceaica, o investigație care vorbește despre averile de greu de imaginat a anturajului lui Putin, care sunt funcționari de stat, care sunt pe salarii de stat, dar care au case, mașini, iahturi, vacanțe, haine de branduri și așa mai departe. În 2016, la un an distanță de această investigație, Alexei Navalny face anunțul că va candida la alegerile prezidențiale. Hai să vedem să acest mesaj. Через год с небольшим в нашей стране пройдут выборы президента. Я долго размышлял, должен ли я принять в них участие. И размышления мои были даже не о том, как сложно в современной России вести кампанию против действующей власти. Я думал скорее о том, будет ли это полезно для всех. Будет ли это хорошо для страны, для общества, для государства, для каждого конкретного человека, включая тех, кто не разделяет мои идеи, если я пойду на эти выборы. Смогу ли я и те, кто поддержит меня? Сделать Россию лучше участием в выборах. Я пришел к выводу, что да, я приму участие в борьбе за пост президента России. Настоящие выборы это не только победа одного человека, это столкновение идей, конкуренция программ. Это выбор пути, по которому будет развиваться страна. К сожалению, мы уже привыкли к тому, что голосование ничего не решает. Неудивительно, ведь настоящих выборов в России не было с 1996 -го года, и это одна из причин нашего бедственного положения. Ведь те, кто сейчас у власти, находятся при ней 17 лет, и они перестали реагировать на любые замечания. И Кремль, и правительство озабочены только решением своих личных денежных вопросов. А то, перевода периода я потерял, Путин и ра обяди шапс презечань, обяди шапс стабилита ла Кремлин. Ши Алексей, что декларат интенсия де партиципал отчесте алегер, кама карс вину ку альтернативу, ку альт кали федерации Руси. În 2016 la alegeri? Uh, nu în 2016, el anunța cu 2 Am... ani înainte de alegeri. În 2018 a fost În rege, 2018, zi, da. da, el anunța cu 2 ani înainte de asta că urmează să se implice în campanie pentru că își dorește să fie contra lui Putin. Peste un an de la acest anunț, norii deasupra uh, anturajului lui Putin se cam îngroșau pentru că FBK acest fond bărbâs corupției condus de Navalny începea să bombardeze cu niște investigații care nu puteau, ignora, nu puteau, fi ignorate. Deci pur și simplu toată lumea vorbea despre ele pe culoare, la colțuri, la terase, în mașină, toată lumea le urmărea. Dar și statistica de pe YouTube o demonstrează, cred că asta e pe locul 2 la cele mai populare din investigațiile realizate de echipa lui Navalny, se cheamă On Vam Nedimon, nu-l numiți Dimon, pe acest băiat, Don Colhem Dimon, și face referință la un fost președinte și prim-ministru uh, al Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Un, uh, un, domn pasionat de gadgeturi sau cum să-l mai numim, care recent e foarte, foarte curajos pe telegramuri, cu amenințări, cu dorințe de sânge, de moarte, cum să nu vrei să-i dorești sănătate unui asemenea om, care, apropo, are foarte multe averi nedeclarate. С Крисой Пируди приятен. А с ним там вам фрагменты на частной инвестигации. Вам сейчас расскажем, заняло у нас многие месяцы, а началось именно вот с такой вот нелепой мелочи кроссовок и рубашек, которые и позволили нам шаг за шагом размотать этот грандиозный запутанный клубок из подставных лиц и компаний. Прежде чем мы с вами двинемся дальше, и вы увидите то, что еще пока никто не видел, я хочу сказать, что к этому фильму предлагается огромный и очень интересный текст с расследованием. В нем собраны неопровержимые доказательства всего того, о чем я вам здесь сейчас рассказываю. Документы, схемы, взаимосвязи. Загляните туда, чтобы узнать больше.

в интернете. В 2014 году <свят> хакеры, называющие себя анонимный интернационал, взломали телефон Дмитрия Медведева и опубликовали его личную переписку. Люди, стоящие за взломом, недавно были арестованы, а те, кто не арестован, находятся в международном розыске. Там было всего много интересного, какие-то его рабочие документы, фотографии из личного архива, переписка с другими чиновниками. Но, в общем, ничего сенсационного там не было найдено. Писали в основном о том, что у Медведева есть тайный аккаунт в Твиттере и то, что он заказывает всякие гаджеты из интернет-магазинов. Так вот, именно в этом интернет-шопе и таился ключ к Медведевской империи. Вот буквально все это время он там был. И нужно было лишь внимательно присмотреться к покупкам и тому, как именно делаются заказы. Я сейчас вот так уверенно рассуждаю о том, что этот анонимный ящик на самом деле принадлежит Медведеву, и вы можете совершенно справедливо подумать и сказать мне, ну, а где доказательства? Мало ли чей-то ящик. Вот вам доказательства. Заказ от апреля 2014 года. Находим на сайте того же магазина эти кроссовки и внимательно рассматриваем картинку. А дальше все просто. Методично отсматриваем официальные фотографии, и вот Медведев в таких же кроссовках гуляет по Вьетнаму. Смотрим дальше. Вот еще заказ от мая 2014 -а. Опять кроссовки. Та же процедура, находим на сайте магазина, а дальше внимательно изучаем фотографии. Снова успех. Вот Медведев в таких же. Обувью дело не ограничено. Вместо фурии, которую эти материалы провоцируют, конечно, они полны адмирации, потому что о работы материале в документации этих материалов, видеороликов, реализованные командой Алексея Навального. Vă rugăm, dacă încă n-ați urmărit, să o faceți timp să intrați pe contul de YouTube, să vedeți din cele mai populare investigații. După mine, mi se pare asta foarte util. Asta e ca o, chiar e ca o lecție de spirit civic în care tu vezi și fașii din om corupția. Și pentru noi, pentru fiecare din noi, dacă ne dorim un stat în care să, respectăm, să ne respectăm unul pe altul, în care um, guvernarea să respecte cetățenii, cetățenii să respecte guvernarea, în care să avem încredere în niște procese democratice. E tare important să vedem aceste flăgulețe roșii de cuiva îi curge crâșa și ne va amuși să-mi și comandă gadget pe internet și se umple cu bogății pistitet, furând din bunul statului, din bunul țării. Dar dacă tu îndrăznești să grești despre dânsul, ești împotriva lui, hop, sunt metode destul de fatale de a se lămuri cu tine. Un element distinctiv, o semnătură a investigațiilor făcute de FBK pe care Navalny le prezenta cu atâta, nici nu știu cum să explic, cu atâta poftă, cu atâta ardoare ca să afli poporul de cine este condus, era simțul umorului. Un, un sarcasm de, asta, a, de extraordinar, care, apropo, s-a păstrat până și după gratii, pentru că ori de câte ori venea câte un mesaj sau a, a, câte un video de după gratii, chiar și unul. Un video foarte recent apărut zilele astea. Noi nu l-am arătat, apropo, acel video, A. care ne demonstrează că, în pofida condițiilor inumane în care era acesta deținut, fiind condamnat la 19 ani de închisoare, Navalny continua să păstreze spiritul ăla plin de sarcasm față de cinovnicii ruși. Iată un video care... Se zice că ar data cu luna ianuarie a anului 2024. Da, nu-și nu Sunt contradictorii sursele. Unii spun că e de ieri de la altă, iar de, de fapt alte surse spun că e din ianuarie. Hai în care acesta află că urmează din nou să fie plasat în camera aia și zona numită a închisorii pentru comportament nerespectuos față de administrație și așa mai departe. A urmărit acest monolog. Я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплаты федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются. Благодаря вашим решениям они закончатся еще быстрее. Так что присылайте. А тем, Задович, вы тоже отскидываете в сезонные. Спасибо, до свидания. Este Fantastic. un video în care Navalny se adresează judecătorului și procurorului rugându-i să-i să transmită lui pe contul personal niște bani, că îi se termină banii, bani din salariul de judecător, care ar trebui să fie un salariu bun. Nu e unul mic. Da, revenind la acea investigație On Vam dimon, imediat, la o lună distanță, după acea investigație care, deci, efectiv, a circulat, ce vizionare are investigația? Chiar de curiozitate, C câți oameni au reușit să se uite la ea? Oh, Un vamni dimon. Am Pentru știu. că eu personal m-am conectat la activitatea lui Alexei Navalny, anume cu această investigație. Este adevărat că până atunci nu mi s-a întâmplat să fiu uh, foarte atrasă de ceea ce făcea, câte era acolo? 46 de milioane. Uh, 46 de milioane de oameni s-a uitat la investigația despre Onvam Nedimon. Cea mai populară este cu Palatul Putin, cred că are peste da, O să ajungem și la aceea. Da. 122.000 de, de comentarii, dar drept urmare, probabil, a acestei investigații, exact la o lună, deci în aprilie, de la apariția investigației Onvam Nedimon, în care acesta a lovit cu tare umilindu în ultimul hal, hal pe Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați oameni din anturajul lui Putin, Navalny este atacat în stradă cu verde de briliant. Tu ai poza la tine? Da, eu am poză poza la mine. Iată aceste imagini care au făcut în conjurul lumii. Verde de briliant a fost atacat de necunoscuți, ceea ce i-a afectat vederea la unul dintre ochi. Au fost foarte multe imagini Uh, tu mai ai și alte? Da, este și video, de fapt, în da? momentul atacului. Uh -huh. uh, ceea ce a început deja a mirosi a uh, răzbunare, ceea ce începea deja să pară a fi un deranj mare, pe care Navalny și echipa lui îl aducea celor în care el lovea, adică Cremlinului, anturajului lui Putin, dar nimeni nu bănuia că investigațiile lui Navalny nu se vor opri pe apropiați. Nimeni nu credea că acesta va lovi și mai dur, și mai puternic. Hai să-l ascultăm un pic aici. Poiați în unde a Asta că este materialul de la BBC. Da, uh -huh. era un mesaj mai lung al lui. Be, serios, am văzut imaginele astea acum revăzându-le, tu stai, stai, stai de că tu spui, a fost umilit Medvedev, da? De obicei când spune, băi, ești cimoșnic, ești un corupt, De ce am de obicei? În mod normal, ar trebui cumva să recunoști asta, nu? Dar aici există băcățică de orgoliu, nu? Cum bă, eu să recunosc că din bani furați ne-am cumpărat Crasov și Nike? Hm? Eu o să pe cineva să-ți trochească cu zilionca atunci când ne să în public, lumea te ei în serios. <laughs> și asta, și fel de plintus al conștiinței umane. Trebuie să-i fii prezent în între urechile lui Dimon, lui Putin, că ei să aleagă asemenea metode. O trăjit în kilot, trochit cu zilionca. La un an în distanță, deci el a fost atacat cu verde de briliant în 2017, în aprilie, la o lună. De la acea investigație în Nedimon, În 2018 vin alegerile prezidențiale și echipa lui Navalny hotărăște să facă o acțiune civică fără precedent, să pornească un sistem de verificare a voturilor, pentru că alegerile demonstrau că poporul nu-și imaginează alt conducător decât Putin și el este alesul democratic al cetățenilor. Dar și... acest sistem ar fi dat încredere oamenilor care chiar dacă spuneau ok, noi nu putem nimic schimbăm, e clar că Putin controlează rezultatul votului, arătând o cifră destul de mare de ruși care-s gata să aleagă altceva decât regimul de la Kremlin. Acest uh, umne galasovanie, așa cum se numea el, era o, o metodă prin care echipa lui Navalny ruga, făcea campanii Mari, foarte populare, cu multe investiții, ca să ajungă la un public cât mai larg, prin care ruga oamenii să voteze prin acest sistem, ca să poată apoi contrapune cu rezultatele alegerilor, ca să vadă ce arată urnele de vot și ce arată voința poporului exprimată prin acest sistem. Bineînțeles, Navalny nu a fost lăsat în cursă electorală, el a fost descalificat pe ultima 100 de metri, s-au făcut o sumedenie de tentative de a-i se găsi tot fel de concurenți, se inventau tot fel de. Deci, uh, nu aveau ăștia stâmpări și liniște, până nu uh, au găsit cum să-l scoată din cursă. Și echipa lui Navalny continua, continua, practic săptămână de săptămână să-și bată joc prin investigații, să arate adevărul despre anturajul lui Putin și toți cinovnicii care aveau averi, familii duble, iubite, amante, stadioane, clădiri, deci haine, iahturi, tot ce vrei. Ca în august 2020, acesta să fie otrăvit. Se afla în zbor, Venea din Novosibirsk, dacă nu mă înșel, era cu echipa sa, și în timpul zborului Alexei Navalny s-a simțit foarte rău. Ca după aceasta să fie luat de medicii din orașul stai să-mi amintesc cum se numea orașul acela, medicul de unde era Omsk? Omsk era o, ori, Sau în articol. Stai scuzați-ne că informațiile le-am adunat astăzi, imediat vă spun în ce oraș, pa, 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 pa. Omsca e o balniță, da. Uh, medicii de acolo să-l ia și iarăși un moment de diletantism, planificare putinistă de Kremlin cu o grămadă de erori, cu o grămadă de lucruri neduse până la capăt. Medicii au reușit să oprească, să-l resusciteze, ca după aia, după ce a fost ținut în spitalul acela de la Omsk, medicii din Germania să reușească să îl aducă într-un spital din Germania unde să-l pună pe picioare. Și aflându-se în Germania, Navalny se reușească să-l sune și să vorbească cu cel care a încercat să-l trăvească și să-l omoare. Um, sunt mai multe detalii, foarte multe din astea au fost povestite și um, filmate sub formă de documentare, istorie pe contul Navalnyi de pe YouTube pentru cine este în continuare interesat. Noi mai avem o listă curioasă, dacă vrei poate să ne referim la acest material care nu, cumva nu deschide porțile, stai, sau tu vrei să mai cel ceva? mai interesant de fapt urmează, Andrei, pentru că... Tu vrei să ne umplem de invidii vrei să mergem... Uh, da, eu vreau să, să să arăt cât de incredibil era, nu știu, gradul de reziliență a acestui om, pentru că după ce te pomenești cu atacuri, poliție, procese de judecată, condamnare, verde de briliant în față, uh -huh. scos din cursa electorală, uh, otrăvit omul ăsta scoate investigația care de deci ce efectiv aruncă în aer aruncă în aer anturajul lui Putin, aruncă în aer percepțiile unora care credeau că ăsta e tătuca salvatorul modestul cu mintele. Este vorba Chiar de o investigație scoasă în timp ce Alexei Navalny, deci cum s-a întâmplat, în 2020, în august, el este uh, otrăvit. Acesta se reface uimitor, se descoperă că a fost otrăvit cu novicioc. Apare o investigație care demonstrează de fapt cine au fost cei care l-au otrăvit. Iarăși o investigație extraordinar de bine făcută în colaborare cu Belincat, da? uh -huh. uh, care a arătat exact nume, fețe, fotografii, adrese... Zboruri efectuate de... Ale celor din FSB care, care i-au pus, um, um, pus noviciocul prin chiloți, i-au pus noviciocul prin ceaiuri, mai pe scurt au pus la cale totul în afară de elemente de bază, de securitate, ca să nu lase urmă. Efectiv, oamenii ăștia erau contactați de Navalny prin telefon, care se prezenta din partea șefilor, și ca ăștia, ca prostalanii, îi răspundeau la foarte multe întrebări, ceea ce i-a ajutat să facă acea investigație. Dar, Dar acum, aici da, intervine urmărim... momentul cel mai interesant. Navalny, după ce este otrăvit, pus pe picioare de medicii din Germania, decide să revină în Rusia. Un lucru care astăzi, în ziua în care apare vestea că ar fi fost, că ar fi murit în, în închisoare, pentru mulți este un semn de întrebare. Dar de ce ar fi trebuit el să revină în Rusia? Iată, poftim ce i s-a întâmplat, cum altfel putea să fie dacă el mergea împotriva demonului. În anul, 1900, în anul 2021, în ianuarie, apare, acesta revine în Rusia, da? deci după ce s-a întremat în, acea, în acel spital din, din Germania, și în, în același ianuarie 2021 apare investigația despre Palatul lui Putin. Da, noi tocmai am arătat câteva imagini, dar niciodată nu-i trebuie să te mai umple de invidie. Da, hai Cea mai populară investigație. Vrei? De unde vrei să apucăm să ne uităm? Că acolo e o Eu, am pus linku, Eu am pus link-ul. Vrei? Aici ai pus -o? Da. Pe dreapta. Stai. Mai jos. Mai jos, mai jos. Nu, nu, nu. Mai sus, scuză-mă. Mai jos, mai sus. Iată, răsledă, răsledă pro Putin. Uite, am pus link-ul alături. Nu, Andrei. Asta e de aici. Nu, hai, hai. это здание такое теплое местечко, где куча бездельников типа Путина сидели на партсобраниях и награждали друг друга памятными подарками. Совсем как сейчас. 21 ноября 1987 года. Нарядный Путин, вы не поверите, на балу братьев по оружию. Мероприятие посвящено дружбе КГБ и Штазе, Великой Октябрьской революции и неминуемой победе социализма во всем мире. В этот день Путину вручали награду – золотой значок, как символ дружбы между Германией и Советским Союзом. Дружба с Советским Союзом стала велением сердца каждого гражданина ГДР. Сейчас эту ценность можно приобрести в интернете за 3 евро. Весь вечер Путин и его коллеги зачитывали длинные речи, пили советский коньяк, смотрели слайды и трепетали от гордости и верности идеям марксизма, ленинизма. Меньше чем через два года от всего этого не останется и следа. Будет уничтожена Берлинская стена. Восточная Германия вместе со Штази и представительствами КГБ перестанут существовать. Система, построена на лжи и репрессиях, рухнула, но оставила после себя одно очень важное наследие — архивы. Uvâi, în nemecitei și aședanii, Putinul nu a reușit să construiească nici carieră, nici o Într-adevăr, ceea ce reușea prin investigațiile Băca să facă Navalny este să arunce în aer elita de la Kremlin, să arunce în aer acea imagine de tătuca poporului care are grijă de oameni și să arate de fapt cum în spatele acestor aparențe sunt pur și simplu niște cinovnici super corupți, cu o sumă de, de averi, cu două-trei neveste, cu o sumă de copii de copii uh, ascunși, uh, pe numele cărora erau scrise iarăși o grămadă de averi. Da, apropo, Dar în, care... în documentarul, în uh, investigația despre Miller de la Gazprom, este un moment în care putin, eu nu știam că asta a fost în istoria rușilor, federației rus, putin anunță divorțul de soție, uh -huh. și cum a arătat asta? Ies în pauză de la spectacol, a, da, da, eu fost da, da. La, teatru. la teatru și ca și cum jurnalistul îi prinde prind la un colț, asta după ce au apărut câteva zvonuri prin reviște, repede au fost, nu grăiți despre asta, și putin, o oh, jurnalist, noi mai scurt am vorbit că trebuie să divorțăm, Așa -i. Dar înainte de asta am hotărât să mergem la teatru. Și asta, bă, adică, cringeul cringiului, cringiu pur și simplu. Tu poți să vezi manifestări la o scară mai mică în politica moldovenească de cringe. Dar asta cu anunțul divorțului, în pauză de spectacol, care pur și simplu adaugă la atât muntele de minciuni și corupție, care definește regimul de la Kremlin și care hrănește și o groază de. cum să-i numim? Concetățenii noștri. Adevărul este că această investigație, pe care a, pot să o mai pui ca video, of cât o să povestim, dar această investigație care a fost dedicată lui Putin, a apărut la un moment foarte potrivit pentru că a, momentul în care Navalny a fost otrăvit. Atenția internațională a devenit mult mai focusată, canalizată pe acest personaj, pe munca echipei sale, despre Navalny se tot vorbea prin presa internațională, deci el a reușit să capteze atenția comunității internaționale, a liderilor internaționali, astfel încât, având această atenție captată, să... Lancezi această investigație din care noi a, aflăm nu doar niște dovezi de case scrise pe fice ilegale, a doua, a treia soție, dar noi vedem părțile vulnerabile a acestor a, bărbați care ocupă cele mai importante fotolii în lume, dar care, în realitate, sunt atât de mici în gusturile lor, în, nu știu, educația lor estetică. Prin această investigație, Navalny și-a bătut joc și de Putin și de gusturile lui pentru palate, aur, uh, ce uh, cel de dans, uh, uh, design de foarte prost gust, dar foarte, foarte scump, pentru că, etă, vedeți aici, palatul din Gilindjik, da? Un uh, loc în care pot să vezi toată opulența țarului rus, cum se vede el, probabil, vrând să creeze această Novorus, și care, totodată, demonstrează cât este el de singur, pentru că se ascunde prin bunchere... Da, Irina Vlag de mult nu a făcut poze cu dânsul, el e singur de mulți ani. În realitate, imaginile astea ne arată ce probleme mari au oamenii care au atât de mulți bani ilegali pe care nu îi pot declara oficial pentru că sunt furați de la popor și care sunt nevoiți să cheltui acești bani foarte mari pe lucruri pe care nici măcar nu le pot folosi. Pentru că, în momentul în care tu le folosești și uh, cumva ele public undeva răsar, tu trebuie să răspunzi pentru ele. Dar ce să faci cu banii? Că ei te, te ustură, ei te mănâncă acolo undeva dacă stau și nu sunt valorificați. Uh, prin această investigație, Naval ne-a găsit și firmele de mobilă din Italia care i-au dat detalii, ce obiecte, ce piese. Iată, Ia aici noi ne întrebăm dacă, un poate, cinematograf. Poate ar merita să planificăm un stand-up. un, stand un stand da Bineînțeles că după investigația asta a urmat uh, comentarii precum că ea nimai eu, ea ni zna, asta nu e al meu, nu știu nimic despre ce este vorba. Dar păi, e adevărat, Putin a făcut o, 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 cum se o declarație pe -o venit și interes, uh -huh. el are un apartament sau două apartamente și un garaj. Da, dar asta și este, imaginile pe care noi le vedem, acesta este garajul. Garajul. <laughs> da, uh, Probabil că această investigație l-a supărat foarte rău pe Putin, pentru că până în momentul acela el uh, crea senzația unui ascet. Un ascet. Niciodată nu un un, i-a pronunțat numele lui Navalny. Exact, un om la o vârstă onorabilă, Părația. care ține distanță, care nu se prea lansează în spectacole, care stă undeva acolo departe și chipzuiește în înțeleg ciunea vârstei sale la binele poporului se gândește cum să-și protejeze poporul, să-l ajute să trăiască mai bine, uh -huh. prosperitate dezvoltare economică copii fericiți da? iată, asta e marele chin și nevoie a omului ajuns la vârsta onorabilă pe care o are Putin, dar ne a demonstrat că nu că în realitate este o nimicnicie preocupată de cum să-și cheltuie banii ilegali Așa că această supărare a început imediat să se manifeste prin persecutări. Alexei Navalny a fost imediat arestat în momentul în care a hotărât să revină în țară după ce a fost otrăvit, un lucru pe care foarte mulți oameni nu l-au înțeles. Or, Navalnei a spus foarte clar că el nu poate să aibă grijă sau să-și să, să iubească țara de, de departe. Așa că în anul 2023, în august, asta înseamnă anul trecut, în august, acesta a fost condamnat la 19 ani de închisoare cu regim special, iar încarcerările lui, mersi foarte mult că ne ajutați cu aceste terminologii, Încarcerările lui în condiții numane nu au încetat și de fiecare dată acesta trimitea dule, mesaje, scrisori prin avocați, prin care povestea uh, prin ce trece, prin ce bagiocură trece, cum este lipsit ba de hrană, ba de aer, ba de lumină, ba de căldură, ba de una, ba de alta. Și cu toate acestea uimea de fiecare dată simțu spiritul ăsta incredibil al unui om care stă bine cu umorul, și care vrea foarte tare, prin această reziliență și putere, să transmită speranță celorlalți. Era foarte important ca el să nu cedeze, pentru că dacă el ceda, asta însemna că el acceptă această înfrângere. Ori, pentru el, încarcerarea nu înseamnă înfrângere. Hai să arătăm atunci acel mesaj, nu? De la sfârșitul documentarului. Da, dar eu aș vrea ca înainte să arătăm acest mesaj, să menționăm acest moment. Din activitatea lui Navalny despre Butyrbrod. Da, pentru că, practic, din tot ce a făcut Navalny în toți acești ani, din 2008 încoace, deci ar fi vorba despre 16 ani, de activitate civică, de luptă împotriva regimului lui Putin și a tuturor oligarhilor și anturajului său, a fost. Practic există un singur moment care îi se incriminează și le dă voie celor din tabăra pro-Kremlin să spună că nu e așa de Erou, nu e așa de erou el cum pare, nu e așa de curat el cum pare. Nu neapărat este neapărat vorba... să fii pro-Kremlin ca să nu-ți placă această afirmație. Na? Nu, pentru că nici eu nu cred că este o afirmație acceptabilă. Ori în anul 2000, ce an era, mai pe scurt, după ce a fost anexată Crimea, în anul 2014, Alexei Navalny, eu pot să-ți dau ție linkul. Alexei Navalny a dat un interviu pentru EHA Moscui. Eu îți spun, uite aici, linkul. Stai așa. Nu e video, n-am apucat să găsim video. A declarat într-un interviu pentru Echa Moscvă următorul lucru. Crim este ca lui Vasoi, da, și da, O poziție pe care el ulterior a corectat-o, a regretat-o. Pentru că, declarându-se un mare patriot al țării sale, bineînțeles că el credea că având o asemenea exprimare, de fapt, el își exprimă patriotismul pentru țara sa, integritatea sa. Așadar, crâmătă ne buterbroț ștobi votul da, suda vă Despre războiul din Ucraina ulterior, acesta deja s-a exprimat în termeni reale, în termeni normali. Poate îmi scapă, poate voi ați fost mult mai atenți, dar mi se pare că și în privința malului stâng al Nistrului, Navalny a avut ceva de spus. Și ceva care nu e, nu e neapărat că i-ar fi făcut față și l-ar fi onorat. Eu n-am reușit să găsesc asta, dar dacă voi puteți să ne dați acest link, dați-ne, pentru că noi o să-l arătăm. De ce? Pentru că noi nu căutăm să idealizăm acest om. A fost... Uh... Au fost niște lucruri extraordinare pe care le-a făcut el și echipa lui. Dar sunt și lucruri care nu l-au onorat. Însă, după mine, nu știu, ele nu se compară ca și impact pur și simplu. Plus la asta, sunt sigură că ulterior acesta și-a regretat acest lucru. Nu știu de ce, având în vedere toată activitatea sa. Spuneți voi, dacă ați văzut ceva legat despre stânganistului. Și cred că premiza sau criteriul după care noi am de să vorbim despre Navalny astăzi la internetul grăiește, e pentru că Navalny era o sămânță de democrație și speranță în Federația Rusă. Cu aceste păreri care ar fi putut fi combătute în dezbatere, în confruntări, tet-a-tet e altceva, duce-te ca de copii? Da, mă uit dacă cineva ne lasă acest link, pentru că văd că avem aici niște personaje super, uh, înfierbântate, care tot repetitiv vehiculează același lucruri. Prieteni, noi am înțeles, gata. Ați scris odată, bravo, dar în momentul în care începeți să vehiculați aceleași lucruri, asta deja începe să trezească dubii. Noi cam știm, cunoaștem acest comportament. Uh, și apropo, la audiența pe care o avem noi astăzi, e ciudat dat că voi sunteți așa de activi. Noi am văzut comentariile, nu trebuie să le repetați de atâtea ori. Or, repetitivitatea asta deja începe să trezească întrebări. Vreau să mulțumesc. Tu dacă văzut, vrei să-i confrunți, vrei să-i intervii cu argumente? Că nu 2000 de oameni comentează, comentează câțiva. Dacă nu, nu, mergi mai departe. Nu, nu, nu vreau să-i confrunt, vreau să-i mulțumesc colegii noastre, Catea Dmitrieva, care m-a ajutat foarte mult cu adunarea acestor informații astăzi, pentru că vă dați seama, având 3-4 ore înainte de emisiune, ar fi fost foarte dificil să mă descurc, să ne descurcăm singuri. catea. Mersi tare, mult, m-ai ajutat enorm la adunarea acestui schelet. Uh, nu știu ce să spun. Pentru mine, personal, noutatea de astăzi a fost una foarte. nu știu dacă aș zice dureroasă, dar de, foarte descurajantă. O noutate pe care aș fi vrut să nu o primim nimeni. Aș fi vrut să continui să urmăresc postările zi de zi cu tot felul de momente de umor, pentru că ele, ele într-adevăr, aveau un impact mai mare decât eu îmi imaginam. Pentru mine, un impact în care tu vezi un om în cele mai drastice condiții, într -un în, în, în condiții egale cu minus zero, în sensul că ce șanse ar fi avut acest om să iasă din calvarul în care era deținut atâta timp cât Putin în viață. Zero șanse. Și chiar și în condițiile astea, omul ăsta continua să ține legătura cu comunitatea lui și să transmită mesaje pline de încurajare și speranță, așa cum a făcut și în asta, în mesajul care urmează. Da, în 2022 a apărut un documentar făcut de americani, CNN, dacă nu greșesc, mm -hmm. da? care a luat și Oscarul și este un fragment care astăzi a, a cucerit internetul pentru că este întrebat de unul din reporteri, din redactori acestui documentar ce ar spune el um, compatrioților, ce ar spune el, mai ales în limba rusă, ce ar spune el celor care cred în el în caz că va fi omorât, în caz că va fi asasinat. What message do you leave behind to the Russian people? Uh, my message for the uh, situation when I am killed is very simple: not give up. Do me a favor, answer this one in Russian. Uh, и здесь у меня просто очевидная вещь: ну не сдавайтесь. Не надо нельзя сдаваться. если это произошло, это означает что мы необыкновенно сильны в этот момент раз они решили меня убить Но и нужно использовать эту силу не сдаваться помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих лишь потому что ну, мы не можем осознать насколько действительно мы сильны все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Я каша. Хареус челебреза, чей Я суфициент, как чей бунь, са, пуше симплу, са не факе немик. Мне ми спаре он мессаж экстраординар де бунь, который есть абсолютно универсал. Пентру орче тимпур, да? pentru orice vremuri și pentru orice țară în care se întâmplă ca puterea să fie preluată de descreierați, de oameni care sunt interesați să o folosească în propriile interese decât în interesele poporului. Da, e interesant că el vorbește din perspectiva a atenției și con conștientizării proprii puteri. Noi chiar putem să nu fim atenți, noi chiar putem să fim dezarmați. Eu chiar pot să intru pe tiktok moldovenesc și să zic, păi, de ce? Asta e asta fața țării, nu, nu mai am nici un gram din credere. Gata, ni s-o tăie tare soarele azi nu strălușește. Și la fel funcționează și cu conștientizarea părții întunecate, părții rele în noi. Îți spuneam mai devreme, eu nu l-am citit pe Jung, doar băcățele, Carl Gustav Jung, un... un un prieten mai vechi de al nostru, de a emisiunii noastre, vorbea odată despre un, um, um, o ședință de judecată în cazul lui Eichmann, sper să nu greșesc, un hitlerist, un om care l-a ajutat pe Hitler și spune că eu, pe de o parte, cred că dacă l-aș confrunta pe acest Eichmann sau pe un om de al lui Hitler sau pe Hitler, eu cu tot ființa mea l-aș opri din a face rău, cu tot ființa mea, înțelegând că și eu în același timp a să folosesc tot forța răului în mine ca să-l opresc să facă asta. Dar tot în același timp înțeleg și cât rău eu uneori am în mine. Dar fiind atent la acest rău, eu nu-i permit el să devină un rău de Eichmann, de Hitler, de Putin. Probabil în momentele noastre de neatenție la binele, la puterea din noi, noi uităm să conștientizăm puterea pe care o avem. Și în momentele de neatenție la rău din noi, comandăm Crăsov și Nike pe internet și ne construim palate pe sub și pe urmă începem să aruncăm cu zilionca, și care poate alea că nu sunt de acord cu noi sau ne critică și firește, da ferește, ne fură cresla moale de sub, de sub scaun. Noi, din fericire cu voi, trăind într-o Republică Moldova destul de compactă, mică, avem șansa să influențăm pe cei care îs la putere sau pe cei care vor la putere, pe cei care își deschid telegramuri și din când în când ne mai înveselesc cu postări vesele la, la, sfârșit de zi, dar când e cazul, o mai dau cu proputinismul. Și când se întâmplă asemenea cazuri ca azi, ca noutatea cu Navalnei, Până la ora intrării noastre în emisie, nici tu Dodon, nici tu ce ban, nu au făcut o postare. Igor, uh, Ion Gros, comunicator, specialist în comunicații. Comunicație am zis? Comunicare, Comunicare doamne au făcut o postare taman înainte ca noi să intrăm și au scris că astăzi, în această zi, pe 16 februarie, s-a produs semnul egal între Igor Dodon și Ion Ceban. Și ne-i pare minunat această conștientizare, pentru că ambii nu au postat nică. Eu zic deocamdată. Pro-europeanul Ion Ceban să nu-i piesă de o, putere, de o în Federația Rusă? Igor Dodon, nu vrei să spună și el un cuvânt despre asta? Nata, tu ai Scuze-mă, scuze-mă. De ce? piaca, eu cred că asemenea evenimente pe lângă tristețe și durerea care o aduc sau asemenea noutăți despre navalne, ne ajută pe noi să avem o lupă un pic mai atentă la puterea pe care o avem fiecare din noi atunci când vine vorba de spirit civic, de mers la vot, de influențat rezultatul alegerilor și despre puterea pe care avem noi să distingem neghina de alte neghină pe telegramuri, interneturi, reclame, dar amuș ajungem acolo. De fapt nu chiar amuș, dar amu. Da, eu aș vrea doar să păstrez acest mesaj de final, înțelegând foarte bine că noi avem tendința să idealizăm, să romantizăm politicienii, să vrem ori totul, or totul, nimic, ori icoane, ori demoni, ceea ce este greșit, pentru că noi, în primul și în primul rând, suntem oameni și toți noi avem o sumedenie de părți întunecate ale noastre. Pentru mine, personal, nu există politicieni impecabili și perfecți. Pentru mine, există politicieni cu păcate mai mari și cu păcate mai mici. Or mesajul lui Navalny, eu atât de tare mi l-aș dori să înlocuiască comunicarea lui Ceban de printr-o lebuze despre petiția 50 la 50 în care guvernarea nu ne dă bani, hai, semnați petiția, eu aș fi vrut ca acest mesaj să-l audă și să-l țină minte fiecare om din Moldova. Pentru că țara din care venim noi cu toții este și ea într-o foarte mare primejdie. Și nu e neapărat să cadă chiar bombe peste noi, deși cad niște drone. Este foarte important să înțelegem pericolul care ne așteaptă pe noi, pe toți cei care ne dorim mult de tot, să ne rupem țara din această mocirlă plină de corupție, de interese avare, de oameni care pretind că vor să conducă cu dragoste și cu Dumnezeu un suflet țara noastră, dar care se umple de bani. Uh, spun minciuni, se pomenesc prin procese de judecată interminabile, și care împing interesele unui stat terorist pe teritoriul nostru, încercând să ne convingă că acesta este viitorul nostru luminos. Și sunt tare, tare, tare mulți oameni care merg după ei. Păi iată, ca să învingă răul, este suficient ca binele să tacă și să nu facă nimic. Țineți minte Nata. acest lucru. Scuze, noi tocmai vorbeam, tocmai vorbeam, At. două minute în urmă. Eu eram sigură mai. că asta va fi. Scuze, iartă-ne domnule Ceban, iartă-ne domnule primar pro-european. Chiar... Dar de să citim, e ca, să vedem, e ca și mesaj poate să formuleze. Am ajuns acasă, înainte de asta am oprit în fața fotografiei cu flori și lumânarea lui Alexei Navalny. Condoleanțe familiei. Am citit și mesajele primilor persoane în stat și cel mai grav este că vorbesc de încălcări pe care le admit... Ah și frumos să grești despre Navalny, o lecuțică, tot promovând -le, o lecuțică de politică în propriul mesaj. Opinia altor persoane este călcată în picioare. Legile sunt schimbate după bunul lor plac. Au subjugat toate instituțiile statului, au capturat instituțiile judei. Eu cred că îți compară. Mai sanduș Putin e același lucru. Și e normal, e evident pentru Ioan Ceban. Poate noi suntem orbi, că noi de mulți ani suntem sub fusta Maia Sanduș, nu vedem asta. Dar uite ce au făcut, au capturat instituții. Băi, băi, de stai alea, condoleanți familiei și după asta tătăi anti-guvernare. Curajul lui Alexei Navalny este un exemplu. Un exemplu de și, bratan. Deși, că tu până acum câțiva ani în urmă plecai în Moscova, noi vrem ca Moldova să fie o țară în care oamenii au drept să gândească, să vorbească, să trăiască fără frică, în pace și democrație. Așa idealul lor nu trebuie să fie doar în declarații. Adică care... omul care a crescut în ferma băi, de și gunoi, comuniști și socialiști finanțați gaic, de terorist? Și pui like, <laughs> gaic, și pui like, e ca mui scriu în direct. Băi, și pui like. Andrei. Da, serios, lasă-l pe gai, că e vineri seara. La Poate... ce ban, băi! Bun, reiterăm. Și trash. Andrei, Hai să mergem mai departe. Regretăm această zi cu vestea pe care ne-a dus-o, care încă nu a fost confirmată, deși noi, cu toții fiind mari și o leacă pricepuți, ne dăm seama că n-ar avea niciun interes autoritățile de la Kremlin să lanseze asemenea fake-uri ca ele să nu se adiverească. De deci, ce azi, taman. E un an prezidențial, un an de alegeri în Am văzut Federația Rusă. Contextualizând asta, apariția lui Putin săptămâna trecută la Așa. Tacher. Mhm. Uh -huh azi moartea asta... lui Navalny. Nu, și eu asta nu ce și, e, sigur, audiență internațională, îl păstrează în buletinele de știri. De ce? No, dar asta tot face parte din toată dragostea noastră de a, a afla de ceuri. De ce asta s-a întâmplat? Dar de ce acum? Dar nu mai târziu, dar nu mai devreme. Pentru că vrem să conectăm doțurile. Putin să Dar există aceste doțuri? Eu deja da. cu tot conștiința faptelor care sunt demonstrat, pe care le-a făcut regimul lui Putin, chiar ai nevoie de, de ce ori în asemenea caz? El deja a fost, au fost tentativi de a-l de a-l de a-l strochi cu zilioncă. La teta asta, mai vrem să găsim motive, dar deși a pornit totuși războiul ăsta, nu? El și vroie să restaureze Imperiul Mongol totuși, a? Eu sunt tare curioasă, de oamenii care ne urmăresc astăzi, noi suntem live cu vreo 2600 de oameni, ne-ar plăcea și în alte zile de vineri să fim cu audiență prezentă live, așa, alături de noi, dar Tare mi-ar plăcea să vă conving pe toți să scrieți un comentariu. Dacă era să fiți voi în locul Navalnii, era să reveniți acasă știind că ați putea muri? Sau ați fi preferat să continuați lupta de departe? Dar într-un mediu securitar, cu mult ajutor, finanțare, poate și mai multă, cu vizibilitate internațională. Credeți că a făcut bine întorcându-se acasă ca istoria lui Navalny, iată, așa să se încheie destul de rapid după acea revenire? Sau totuși era să fie mult mai deștept să rămână departe, dar să continue lupta? Pentru că, sincer să vă zic eu, astăzi mă gândeam, dar cine va putea prelua ștafeta și să o ducă mai departe? Și mie deocamdată mintea nu mi-a servit niciun nume. Da, este echipa acestora și cu siguranță ei vor continua această luptă și cu siguranță vor primi foarte multă susținere din partea celor care vor dori ca numele lui Navalny să nu uh, rămână bătut în istoria Rusiei doar pentru această perioadă. Noi am mai văzut o chestie, adică am mai vrea să vă mai arătăm în încheierea acestui subiect uh, o chestie, am vrut să vă arătăm alți oameni care s-au opus regimului putin. Dar asta lui să fie putin? recomandare de lectură, nu? Că sunt multe persoane acolo. Da, da, asta, sunt siguranță. unii care conectați la regimul putin, sunt unii care după război contextual putem să-i lichim acolo. Uh, noi putem doar să-i arătăm pe cei mai cunoscuți, pentru că în realitate okay. sunt Două, să zicem așa, categorii de oameni pe care o să-i menționăm. Ar fi vorba și de Boris Nemțov, pe care Navalny îl pomenea deseori, și pe Ana Politkovskaya, și alți oameni care s-au opus regimului lui Putin, cum ar fi Litvinenko, sau, bine, aici deja, cred că aceste nume le-am epuizat. Ei sunt mult mai mulți, dar am vrut astăzi să-i arătăm și pe cei care în ultimii doi ani și-au găsit sfârșitul. Oameni care munceau în Gazprom, în instituții mari de stat și private, care aveau sau gestionau resurse financiare foarte mari. Arătăm acel link de pe Wikipedia, Andrei? Da. Și o să-l punem și în comentarii, să vă găsiți timp să vă uitați. Este o sinteză care conține în jur de 50 de nume. Bun, Wikipedia nu e cea mai veridică sursă, dar el Bine, trimit, noi, noi am Wikipedia trimite la, la, alte sursă de noutăți care cumva adună aceste persoane omorite de regimul lui Putin. Ce, ce, denotă acest articol? <laughs> Din start nu-mi place titlul. Suspicious deaths. Da? Morți suspecte. <laughs> El nu sunt evident la regimul lui Putin. Ele sunt evidente. Și vezi că eu luat doar perioada asta, 2022-2024. Păi, da? Anume, despre aceste morți okay. este vorba. Cu siguranță, dacă urmăriți cu atenție noutățile, ați observat pe parcursul acestor doi ani de când a început războiul din Ucraina, cam în fiecare săptămână, una, două morți suspicioase a unor oameni din Rusia, oameni de afaceri care aveau mai toți același scenariu. Ori erau aruncați de la balcon, ori erau aruncați de pe scări, ori apuca inima, ori erau intoxicați. Dar țineți minte, în Rusia a apărut o mișcare civică de businessmen, uh -huh. apropiat lui Putin, care nu credeau în forța gravitațională. <laughs> și Putin a zis, rebeat, mă, dar și nu Păi, da, am vrut doar să arăt tabelul acela. Tabel. Este, da, tabel este un tabel. Da, este un tabel. Da. Și dacă veți trece prin acest tabel, okay, veți multe vedea cuvinte. Coborile doar așa în jos, veți vedea uh, 50 de nume. 50 de nume de oameni de la Gazprom, MedStorm, Novatec, Nova Krasnaya Estosado Crasneapoleana, Poliana, Coel, oameni de afaceri care, uh, chiar și editorul șef la Compsomolsca e Prafda. Deci, ceva mă face să cred că sunt oameni care nu au împărtășit. Viziunile expansioniste, asta, colonialiste. Asta a fost sufocat. Da s-a lăsat sufocat de minciuni pe care le că cam să mă răscă Mai e interesant. Moartea aliaților lui Putin. Curios. Uh, un fel de autofagie, dacă știți ce înseamnă acest proces. Asta e atunci când organismul începe să... sau celulele încep să se mănânce pe interior. Celulele rele, da? Încep să se mănânce între ele. Păi iată, așa un proces uh, se pare că s-a întâmplat în acești doi ani. Eu cred că asta e un fel de uh, execuție publică pentru ca cei mai mici să se teamă Probabil cunoașteți această -am strategie. Vă, eu cred că ei sunt mult, mai mult și eu cred că ei toți tremură mai ales după noutatea de astăzi. Uh, noi cam asta am avut a vă spune despre Alexei Navalny. Vor urma noutăți, Vor urma uh, familia acestuia se deplasează uh, spre locul de detenție și vor urma alte noutăți în acest weekend, cu siguranță. Uh, ziceam să vă rog să scrieți în comentarii. Uh, nu era să revin. Cine în locul lui Navalny? Poate Ilia Iașin, dar și el a fost condamnat. Probabil știți despre asta. Eu consider că a fost o... A, eu citesc, dar nu vă arăt. Consider că a fost o greșeală întoarcerea în Rusia. Nu sunt mulți cei care au curaj. Da, este adevărat. Curajul este... Curajul este... Prioritatea... Prioritatea cui? celor foarte puțini, da? Mulți au căzut. A, bine, hai asta, oh. nu? Ce mai este Stai. aici? A, bine, da, lumea îl pomenește și de aici pe Prigojen. Într-adevăr, ei între ei se ucid. Nu, uita de ce ai, nu mai faceți propagandă pro-americană. Vladimir, nu, nu, te nu Vladimir. Nu, așa te chinui toată seara, toată seara. Nu, dar hai, Vladimir, uite, e ca n mai facem. Nas mai facem. Bag o în mai și nas mai facem. Și înseamnă propagandă pro-americană? Nu știu, poate Vladimir a uitat că a dat click pe un video făcut de doi oameni într-o emisiune foarte subiectivă, în care, din fericire, noi decidem despre ce să vorbim. Îți dai seama așa o libertate să ai. Da, așa de tare îmi plac oamenii care vin la mine acasă și îmi spun e, hai tu, nu mai trăiești no, nu, nu mai stăm așa. Noi nu suntem acasă, noi suntem și la Vladimir acasă și el e la noi, dar, da, dar există Vladimir o, o poftă de libertate... La noi. Da, Deși iar... eu tare mă bucur că se uită. Vladimir, stai aici, chinui-te în continuare. Dar nu trebuie, nu, de cel mai buni gânduri și sănătate lui Vladimir, dar deși propaganda, deși pro-americană, grăim despre o personalitate, grăim despre evenimentele marcante din cariera lui și pentru noi, pentru echipa internetul grește, ne s-a important să abordăm acest subiect. Deși asta schimb propaganda pro-americană. Mâncați bulgheri! Folosiți Ford 150, mâncați și mergeți pe autostradă, zburați cu rachete, cu pasă pe lor. Și înseamnă propagandă pro-americană. Mai pe scurt, hai să alegem alt tip de pro propagandă. No, eu propun să confirmăm, confirmăm. Noi suntem pe Patreon, platforma americană. E americană platforma. Mai că sediul lor e în Dublin. Ei, e La nu... toți la ei sediul în Dublin. e so, făcută de ei, americani sau în califă, numește. Da, da, Asta, ăștia sunt donatorii noștri, ăștia sunt businessmanii noștri care donează câte un 5-6 dolari pe lună, 1 dolar, doi, 3, unii chiar 10. Ei, de fapt, în spatele lor se ascund niște oameni foarte, foarte influenți. <gântu> Nu, no, de stai noi am câștigat granturi de, de, din USA plătite de poporul, american. De poporul american. Da. Sunt drumuri în țara asta reparate banii poporul american. Da, da apropo, Vladimir, cum mergi tu pe drumurile acelea? Tu nu simți cumva undeva acolo te hruducă da, prea tare? Da, bune, ni, ce ne facem? pe Vladimir în într-o sara de vineri, luăm pe Vladimir așa de aproape de noi. El e apropiat, dar chiar așa. Mergi mai departe, <laughs> facem propagandă de data asta euroasiatică dacă Vladimir încă nu a plecat, facem propagandă euroasiatică și pentru asta să ne ajute un prieten de nostru, care până nu de mult era antreprenor din Israel. Acum este un tânăr ambițios de la Moscova. Ambițios și în sfârșit are un scop bine definit, exprimat chiar prin propria lui gură. Săptămâna asta, Ilan Shor, fugind de justiția din Republica Moldova, a continuat turneul prin Rusia. Uh, probabil ar fi cazul deodată să sărim la ceea ce spune șeful Interpol Moldova, pentru că, din păcate, din păcate, și eu nu mă așteptam, eu credem că totuși Federația Rusă e un stat prietenos cu Republica Moldova, orice s-ar întâmpla. Uh, din păcate, el aflându-se în Rusia, Federația Rusă până acum, până în acest clip, nu a răspuns autorităților din Republica Moldova, nu a dat o fărâmă de adevăr și doar a rămas la declarația că Ilan Șor, ultima dată, a venit și a ieșit din Rusia în anul 2014. Cu toate că ultimele două săptămâni, același la Șor postează video și poză din Moscova de la întâlniri cu membri de Gosduma, legislatori ruși, oameni de stat din Federația Rusă. Cum iese? Poate noi nu înțelegem ceva? Poate există o altă federație rusă? Poate Moldoveni nu știu ceva au greșit? Hmm? Hmm? <laughs> nu avem cum să știm. Hai să arătăm răspunsul lui Viorel Tentiu. Mai tin că eu săptămâna trecută și numele de familie, dacă am greșit, îmi cer mii de scuze. deja săptămâna asta la Alex Cozer în Secretele Puterii. Dar cine este Viorel Tentiu? Șeful Interpol Moldova. De asemenea, am fost în direct la emisiunea dumneavoastră și am vorbit de credibilitate. Atunci vă spuneam că am transmis solicitări în adresa autorității, autorității din Federația Rusă și celor la Secretariatul General, vorbind de, de Leon. Vreau să vă confirm că deci Secretariatul General a transmis el la rândul său solicitare în adresa autorităților din Federația Rusă și celor din Israel. Și tot astăzi am recepționat răspunsul Federației Rusiei care în opinia mea, este un absurd și aberant. De ce? Autoritățile de Federația Rusă uh, invocă articolul 3 al Constituției și anume neimplicare în cazul Șor. Țin uh, să reamintesc, de fapt, articolul 3 vorbește de neimplicare organizației în uh, chestiuni politice, militare, religioase și rasiale. Exact. Însă, vreau să vă reamintesc uh, în 2021, 2021, Comisia de Control a Fișierilor a declarat că solicitarea Republicii Moldova cu privire la anunțarea lui Șor în căutare internațională cu areșe și extradare este perfect legală și corespunde prevederilor atât a Constituției, vorbind de articolul 3, cât și a regulilor de procesare a informației. Astăzi, recepționând acest mesaj aberant și absurd de cei ce vă spuneam anterior, Federația Rusă nu se implică invocând anume articolul 3. Voi vă dați seama. Voi înțelegeți? Și o spus rușii. Și asta, eu iar și poate, sar calul, dar asta demonstrează că Ilan Șor chiar e înconjurat de niște juriști care își fac tema pe acasă. Dacă e adevărat că el într-adevăr o fugit de pe un termen alea că mai lung deja din Israel. Și aici putem să ne dăm cu părere de ce ar fi făcut asta, nu cumva e o nirosita, un răspuns pozitiv al autorităților israelieni pentru autoritățile moldovenești dar poate asta e prea optimist. Mai pe scurt, rușii eu zis că nu se implică în cazul ușor la capitolul căutare internațională, deci eu au uitat că el nu a mai fost la dânș în 2014, <laughs> dar rușii au zis că nu se implică pentru că ușor e una din chestiunile astea în care nu e constituțional să te implici. E o chestiune politică. El nu e criminal, șor, nu i hoț. Șor este politică. Mulțumim! Rască, fii de rască. A, dar noi n-am știut. Dar noi șor, hoț, a furat miliard. Șor, politician, trebuie de strigat, a furat miliard. Voi n-ați înțeles. Și de frumos. Răspunsul eu unul mai desfășurat. Puteți să găsiți întreaga emisiune Secretele Puterii pe contul Jurnal TV pe YouTube, pe site-ul Jurnal TV, Șor în continuare se află la Moscova. Rușii nu recunosc asta și la solicitarea moldovenilor, vă rog frumos, ajutați-ne să dăm de dânsul el în căutare națională, internațională. Interpolul central a confirmat că e perfect legal căutarea internațională a ușor. Nu e o chestiune politică. Mm, nu, totuși politică. Pot zis Federația Rusă. Dar nu doar politică, pentru că mai nou Acum vom afla că Ilan Șor se face activist civic. Dar când vine vorba de activism civic, asta e sfânt pentru ruși. Îi protejează activismul civic, pentru că el este despre democrație, despre valori care trebuie protejate și cine are curajul să urci pe baricade pentru valori, o să fie protejați de statul rus. În anul 2024, an electoral, în Republica Moldova, când încă președinta statului o a anunțat câteva luni în urmă că ar vrea să organizează și un referendum, să organizeze un referendum în care să întrebe pe cetățenii Republicii Moldova ar fi ei de acord cu integrarea europeană? Așa, pretty please, așa măcar cum acolo era. Na Polșășechi, ce să ne integram dacă se Ar fi sau nu de acord? Eu Nu, nu s-a formulat întrebarea, nu știm exact cum ar arăta asta în, în documentul ăsta a referendumului. În acest an, Ilan Șor aflându-se la Moscova, Moscova neștiind că el se află la Moscova, Ilan Șor ne anunță că se apucă să creeze un ONG. La o întâlnire cu un... de m-am uitat cine este, cum o cheamă? Of, și a pe Telegram, da. Cu un cetățean al Federației Ruse din... Ela era Kalashnikov, dar asta cum e? mi o sărit. Și-a obținut la Moscova, bleaha muha. Pur și simplu, rușii nu recunosc asta. Dar hai să urmărim de la acest fragment în care ușor anunță crearea acestui ONG, organizație non-guvernamentală. Sau, sunt... pentru cei care nu sunt la curent organizație non profit, care trăiește din granturi și donații, și oameni care vor să susțină activismul civic și cauzele bune? Da. Ашадар, на electoral, шорни Шор не анунцы у че acest ОНГ, организации? Че валор, че информации, че активитати Главная миссия, и я хочу сегодня uh, рад сообщить вам, проинформировать, что я в ближайшие дни создаю НКО, которая, целью которого будет продвижение uh, информационного пространства для людей, что такое Еврозеса. În următoarele zile, spune Ilan Shor, eu voi crea un ONG care va avea drept scop promovarea informației pentru oameni ce este Uniunea Euroasiatică. Asta e, asta cam cu ce ar semna Andrei? Asta ar semna că tu spuneai de, mai devreme, spuneam de multitudinea de opțiuni care le avem în viață și cum uneori procrastinăm și nu știm ce se face, să facem, ne ocupăm de binele nostru sau schicăm în anxietăți. Mm -hmm dar tu să ai încă un motiv de anxietate. Tu să trezești dimineața și să zici tax, cafea, meditații, sport, răspuns la e mail Nu, des să mă informez despre Evrazespe. De să aflu ce e asta euroasiatică, uniunea, cu Care sau... A, Cărgăstan? acolo, Des să aflăm cum o crescut la... O Cărgăstan o crescut, vreau să mă informez. Și încă, dar care e motivația la atâta asta? ce cu Что такое, что мы потеряли за эти три года, когда нас откинули на 20 лет назад, по сути, в развитии? А часто в организационном гувернанталарома повестишь чем сам на приятие Конфедерация сегодня... Руса, что к этому пердуть ное на часть трееанди, когда ее гувернаторы про европейную Республика Молдова, а часть трееанки, которые не урмкадку 20-летние нурмы, спуне Илан Шор, прийти? Dați-ne de știri în comentarii, vă rog frumos, pentru că eu cu Nata, noi vrem asta, chiar dacă e vineri seara și încă n-am consumat nici o de vin maestru, încă nu suntem, trebuie tre străzut, prostă, ne în în glazul, dar noi vrem să aflăm cât e de important drujba străsii, cât e de important Uniunea Euroasiatică, cine din voi are asemenea, asemenea pornire, asemenea pofte și câți din voi nu vreți să le recunoașteți în public. Mm? Скриется ли комментарий диспрессора Ши Илан Шорчес, НПО? Сегодня наша главная миссия донести эту позицию или рассказать. Их. Не надо убеждать, потому что мы увидели, что может Евросоюз за три года. И мы помним, как мы жили раньше. Были проблемы, хуже, лучше, но Молдова была в целом цветущим краем. <как> раньше? Băi, <laughs> băi, bă, la luce, nu vă, vă tu și crai. Nu contează, era bine, rău, era bine. <laughs> <laughs> grăiești, băie, mojilă, deșor, și grăiești, băi, mozilă de șor și ieși. Dar stai puțin, poate el se referă la perioada când Ion ban strigat din, din, din scenă că și el este pentru Uniunea Euroasiatică. Eu m-aș fi bucurat Ion cebanu că Nu știu dacă vă amintiți, dar au fost vremuri când Moldova s-a mai pornit odată pe drumul european. Vă amintiți? Salut Vlad Filat, Iura Leanc, mai fost așa ceva. Și fix în perioada aia, Rusia s-a apucat să convingă Moldova că viitorul nostru este în Uniunea Euroasiatică. Continuă, dar este un cuvânt cheie pe care și la șor, eu nu știu dacă șor asta a intenționat, a făcut-o sau a fost o scăpare, de el zis că scopul nostru nu-i să convingem. Și asta mai mereu s-a făcut simțit. De la regimul lui Plaha, de la ce faci propaganda pro-Kremlin în Republica Moldova, ei n-au scop să te convingă că e tare ghini cu Kyrgyzstanul și creșterea economică din Rusia și uitați-vă Rusia cum treci prin sancțiuni. Hai, hai și, voi împreună cu noi în sancțiuni. Veniți cu noi, ești e fric. Vă rog, nu contează. Scuze, e bine, e rău, e bine. Veniți. Dar și scopul nostru nu-i să convingem. Asta e minunat într-un an în care o putere pro-europeană a să lumea să-și exprime votul la referendum, de exemplu, zic, băi, Păi totuși mergem pe calea integrării în Uniunea Europeană. Ați vină cineva care n-a te convingă că e ghinic cu Uniunea Euroasiatică. Dar să te convingă că poate nu e așa de ghinic cu Uniunea Europeană. Pentru că noi în 3 ani am, am degradat. am degradat și era ghini atunci când era și ghini rău. Mm -hmm. Dar șor în aceste prezente săptămâna asta, în anunțurile lui de la Moscova, unde el nu-i, o mai tras un mesaj tare curios, pe care merit să-l ascultăm. Practic, developându-și personalitatea, anunțând clar, deschis, care este scopul lui în politic, pentru că el e politician. Nu îl numiți hoț, politician, ne-am înțeles? Ia ca așa. E frumos fundalul ăsta cu ce da, csi da, cinematic, cinematic. Da. Cinematic. Șor și cinematic, sunt două combinații, da, pe care nu vreți să le încercați cu pe burta goală. Așadar, stomacul plin, am vă zic. Hai să-l ascultăm. Корректно там дойши, у маша. Проблема, что они пришли в Молдову и, по... и просто наврали людям. Они пообещали, что, ребят, вы будете жить как в Германии. Но никто в Германию в Молдову не придет, дорог таких не будет, и 5000 европейцев тоже платить никто не будет. Аму, э, кокаина и дрог дистул депутерник. Э, витеза, как ел греш, ты ее не Ел грешти, ты, по-факту, винит форца что амажит, как строит строить скан Германия. Цените сминте. Ценит сминте, керафос, аж на он анонс. Eu ce mi chiar o conferință de presă, mai chiar și o carte mai mai a scris, Amuș ca la nemț, cartea așa se cheamă. Și el zice că nu am ajut forța asta pro-europeană, că o promis una, dar face alta. Ok, să zici, e bine să, să iai, știi, tu hold them accountable, da? Să te apuci de niște minciune ale guvernării, dar Что про шар. И зарплат в 5 тысяч Поэтому сегодня надо стоять реалистично. А реалистично они догубили нашу экономику. Мы не знаем, как они сформулируют вопрос, но, наша задача не допустить вхождение Молдовы в, Не допустить. Инициал я спонни ну врем с ваком винжим. Кастай рэлс. Ной врем с ваповестим какая есть альтернатива, пент чей хопа и чем... și înțelegi limbajul la din subconștient, el totuși răsare la suprafață. Na, așa zădace, nu no, E minunat, minunat cum s-a s, -o, s -o trădat în acest discurs. Deci el încă nu știe cum va fi formulată întrebarea la referendum. Predatvratit, el, el a zis. Predatvratit. Predatvratit, nu e o ne dopusti, ne Să nu admitem integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Scop clar, declarat de șor. Asta e scopul pentru care șor amu trăiește. Buca lui în siguranță pentru ca Moldova să nu intre în Uniunea Europeană. Până amu... într-adevăr, eu credem că tu doar să ne arăți care sunt avantajele Uniunii Euroasiatice. Nu se poate, cum zice Irina Vlag, drujiți să Chiar tu vrei? Dar, în același timp, el zice că scopul ar și să nu admitem, mm -hmm. dar după părerea lui,

Dar de ce el așa e de îngrijorat atunci, că nici măcar el n-a Pentru că... El, el, cu 150 de ani înainte integrării Moldova în Uniunea Europeană, el fondează un ogi care nu o să ne convingă. Bratan, <rătă> pereche de mozg și ești tu. Jasmin, cum tu îl moi în ceaiul tău, nu? Nu uite și de minunat, și minunat personajul născut acest pământ. Cum să nu ne mândrim noi cu bogăția genetică a acestei țări pe nume Republica Moldova, care și așa ceva o generat. Mai în scurt, Șor nu vrea să ne convingă, dar scopul lui este să nu admită integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. A? Hai, vreau să vă aud, Verejan, Tauber, Aleoșa Lungu, câți mai sunteți, angajații lui, ăștia de la nașii sasedii, buimistru Duzbistru, cum vă cheamă pe voi, care vă hrăniți din banii Șor, oamenii care se duc la lui Șor stratulaturi, bilețchi care îl validează de pe urmă. O, oh, ce rău că mă Navalni. Nu, validați în sula mea, blăd. care nu vrea să admită integrarea noastră în Uniunea Europeană. Cancerul ăsta social o grăit amun cu gura lui. Și dovezi mai trebuie. Pentru cei care nu cunosc ce înseamnă Uniunea Euro-Asiatică, vrem să vă spunem că asta este un proiect ieșuat, dar care, la care ține foarte mult Putin, care a ieșuat cam pe toate fronturile, dar care foarte tare vrea să creeze aparența unui țar care ține imperiul sub control. Dar pe ruși i-a asta... ajutat, nu? La nivel economic, pe ruși i-a ajutat. Pe, numai pe ruși i-a ajutat, Andrei. Pe bună Uniunea înseamnă. Foarte bună Uniunea, pentru că în rest, toți membrii Uniunii Euroasiatice au avut mai mult de pierdut. În această Uniune uh, au intrat, puteți ghici foarte ușor, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, și atât. Dar relații internaționale, economice, au fost legate cu Vietnam, China și Singapore. Iranul mai tot. Iran. Ah, exact, și Iran. Nu uite. După uite. cum vedeți, toate țări cu foarte multă democrație bine, Singapore e așa, putem zice și mai multe excepții, dar e cred că mai mult business-oriented. Păi iată, uh, Uniunea asta euroasiatică uh, e un organism foarte interesant pentru că e, e ca este, e ca nu e. cumva... să apucă Moldova să se integreze în Uniunea Europeană prin 2014. Hop! Nu! Înapoi, la Uniunea Euroasiatică. Se apucă Ucraina să se integreze în Uniunea Europeană prin 2014. Hop! Trebuie urgent să activăm relațiile economice, să arătăm beneficii. Se apucă acum Moldova să pornească negocierile pentru integrarea europeană. Hop! Apare Ilan care se alarmează. De ce cetățenii nu cunosc beneficiile aflării? Mai de râs. Asta e de râs și de plâns în același timp. De râs și plâns, da. o leacă îngrijorător. Când unul ca Șor spune noi, scopul nostru este să nu admitem ceva care după tot vorbele lui să se întâmple peste 150 de ani, adică ei își dau tot stăruința lor, de la cartele cu bani, de la 800 de mii lei la doamna Pantalon la primăria Orhei săptămâna trecută. Asta nu are cum să se oprească așa de simplu. Da, noi putem să chicăm așa pe coastă, băi, dar șorii de parte și, departe, și -a să hotărească el, nu? Pur și simplu acest steguleț pe nume Uniunea Eurasiatică va fi folosit acum la greu de șor, care ați înțeles, organizație non-guvernamentală. Dodon, după ce a abandonat fotoliul de președinte, tot ce a făcut organizație non-guvernamentală era vorba despre Asociația de Business a Oamenilor de Afaceri din... Cum? R -r 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 Mai pe scurt, un fel de relații bilaterale între oamenii de afaceri din Moldova și Rusia, în care Dodon ridica un salariu de 30.000 de dolari pe lună, 30. Deci bani foarte, foarte, foarte mulți. Nu există, în principiu, așa bani în ONG-uri. Eu, eu vreau să arăt care e ultima postare a lui Dodon. Нам нужно срочно вернуть стратегический диалог с россией нени да, да ага, правда пункт Ела... ну, mm -hmm. да... как маленькой стране нужно стратегическая а да постойста в карел при такю акку тут что Păi, dar poate chiar trebuie un leg de oprit cu integrarea asta, poate chiar prea repede, 150 de ani, poate mai așteptăm. -o Noi vrem să vă explicăm ca și voi, după asta, să vă faceți tema de acasă cu prietenii și cunoștințele voastre, care precis, precis printre ai voștri se găsesc din ăștia foarte dezamăgiți, care acum sunt taman, cum să zic eu, momial, nu, 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 momial, um, cum, când vrei să-l prinzi. Uh... Of, doamnică, prada. Ești la... prada, da, prada. prada perfectă și pentru Dodon și pentru Șor, dezamăgiții, ăștia care vor fi gata să aleagă orice numai să-și arate furia pe care o trăiesc pentru actuala guvernare. Eu zic să vă faceți fiecare câte un ONG, ăștia care sunteți supărați. Și găsiți vă fiecare câte o cauză, câte o uniune pe care vreți să o creați, pentru că o să vedeți după asta din ce o să alimentați voi aceste ONG-uri și nu o să vă, dă ei vă bani să faceți campanii, pentru că asta urmează să înceapă în Moldova. Șoar, care nu trăiește în Moldova, dar care vrea să predătvărati ca Moldova să ducă în Uniunea Europeană și să-i să convingă pe toți cetățenii că în Uniunea Eurasiatică, lângă Rusia, este viitorul nostru. Hm? Sună bine, nu? Uh. Hai, arată-l pe Mai, cred cetățeanul ăsta. Într-adevăr, prea ne dorim noi să scăpăm de aceste bube. O să mai durez un pic. Acum mergem tot la Moscova. E tari... cred că emisiunea noastră ar fi cazul să numească Între timp astăzi. <laughs> Între timp la Moscova se mai întâmplă ceva. Săptămâna asta Republica Moldova sau Cuvântul Moldova au răsunat din gura unui duleu foarte fidel regimului lui Putin, domnul Lavrov, atrăgător, simpatic, mereu grăind la temă, niciodată uh, manipulând mai mult mani decât pulând. De data asta el a vorbit despre Moldova la solicitarea unui deputat din Gozdumea, el a fost întrebat despre asta și noi am văzut apariția lui Lavrov sau, sau bucății de discurs al lui Lavrov în presă, dar puțin i-a arătat întrebarea formulată de acest deputat Gozdumă. Și întrebarea ne tot ne spare pare curioasă, pentru că felul în care s-a servit informația despre Moldova și mai degrabă despre situația din Republica Moldova și unde sunt dreapte cu toată influența vestului. Asta e tare îngrijorător. Coincidență sau nu, dar toate lucrurile astea se întâmplă în aceeași săptămână. Șor se află la Moscova, Rusia nu vrea să-l cedeze Interpolului, Lavrov iese la rampă și întâmplător este întrebat de un deputat Шила не колоку Молдова? Да, это не Калашников, в котором. Это я. Это и Калашников, в котором сунули. Это и аббузатор. И... И... Да, это и аббузатор, с нами, ж ты те... Фантастика. Фантастик. Но я не фокуссям на дону, он стоит спать. Ну, котя за куски, а мы, правда, были продуценты АИ. Уважаемый <связывается> Сергей Викж, добрый день. Вопрос про Приднестровско-Молдавский регион. Это зона геостратегических, геополитических интересов

credeți-mă, asta deja e banc. E ca așa ceva să vrei să scrii ca glumă, nu poți. Deci el îi zice la Lavrov, ministrul de externe, tam slăjila asta ca e Acolo s-a format așa o situație. Pe de o parte România, pe de altă parte... Care e în NATO. Care e NATO, pe de altă parte... Uh, e oblast, care e război. Regiunea Odessa. Care nu. tot din NATO e provocat. Da, el dă niște termeni geografici. Slăjila situația este de parcă s-au unit niște plăci tectonice, de parcă până România nebla și o oblast neblată. Nu, Andrei, ei vor să bată spre faptul că regiunea moldă transnistriană cum zic, este încleștată, de toate părțile din NATO. Și faci mâini, ducem să-i eliberăm, sau cum, iau te deam, ucrainienii am eliberat. Hai pe ăștia din NATO să eliberăm. Eu am auzit că românii în general vor să înceapă să scrie Transnistria cu Udina. Așa, vreau să românizez. Și în ce constă îngrijorarea domnului? хоть и не признанная, но она заблокирована со всех сторон, получается. В Молдавии много десятков лет с молодежью ведется особая работа. Многие получили высшее образование в Румынии, имеют диплом, имеют даже второе гражданство. И такая идеологическая, ментальная работа тоже активно проводится. Dragi prieteni, dacă e cineva din România care ne urmărește, vă rog frumos, voi trebuie să-mi durerea noastră de câțiva ani. A deja. noastră? A lui, Andrei? asta nu, nu, e eu... durerea lui? Eu împărtășesc durerea. Dragii mei, eu nu odată v-am zis. Cine nou, a furat pe Carlos Dreams? Românii. Românul lui. Mm -hmm. Româniul l furat. Românii de câțiva ani oferă studii, bursă. Mm? Voi cum credeți? Asta atât de gratuit? Bani pentru reabilitarea Muzeului Național de Artă. Ной, мы не поймем, лог где апы дулся, а спунем сук, сук, а? Что ты ты не знаешь, что Лавров пистрада, что здесь, что здесь, сука хочешь? Шел со супара, Русу дел со супара. Да я уж тин момент, это сам. Ты чел ворбеш, ты знаешь, фабтка мержи он лукру ментал, ментальная работа, да? С молодежью. Все лукряза ментал, кути не рету, софер бурсы де студий, кас руманизезу кумвати не рету, Республика Молдова. Бей, 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 Băi, mojilă! Adică, noi nu suntem români, dar cu noi se lucrează ca noi să devenim români. Mm -hmm. În viziunea acestei microscheme proputiniste, noi așa creaturi suntem, a? Cum de ajuns cu lunina în capul lor? El se îngrijorează și acum urmează întrebarea către ministrul de externe al Rusiei. Și facem cu toate astea. в том числе и с участием некоммерческих организаций. Опа-па! А ну шор! От СМЦ, да? Да и шор без креса. Да и шор в коридоре где эмблема Кони Дел, да и хоп, до дату он треварит из проони Дел рисунок, киар в фаса министрулии экстерне. Я увидел. Совпадение, не думаю. Нет, я увидел на улице, как сидят, практически. sequestrați oamenii, mm-hmm. și transformați. Odată de mine s apropiat, cum o cheamă, Bianca Drăgușanu. Eu nu cred că e vreodată s-o apropiat de tine, s apropiat și zis, ea arată limba? Română sau moldovenească? Și tu? Și deodată am căzut pradă mental, e pe mine, m-a transformat în român. И он уже здесь, в Хамеди Барти. В связи с этим вопрос к вам. Как вы оцениваете дальнейшие перспективы развития российско-молдавских отношений в свете всего происходящего? И в целом, как будут там развиваться события, связанные с непризнанным государством, Приднестровско-Молдавской Республикой? Спасибо. Сегодняшнее молдавское руководство, конечно, не является

Eu mă sunt greu să comentez asta, eu ți i spun sincer. Eu îmi imaginez pentru o secundă că stau niște oameni în Parlamentul danez și se îngrijorează că nordișii, sau mai bine zis, norvegienii, le dau suedezilor bursă de studii. Mm -hmm. Și treabă ai tu cu țara mea. Tu. Tu ai atâtea probleme, tu ai o grămadă de oameni care mor, ție care mor ușor, de foame, care ai pornit un război, ai multe zone în care ai dus uh, atâta dezordine și sărăcie. Ce treabă ai tu să te interesezi de Moldova? Hai să vedem. Uh, colectivul nouă, Zapada și полное подчинение воли своих хозяев госпожа Санду и ее кабинет, включая нового министра иностранных дел, демонстрируют ежедневно, в самых разных ситуациях. Назвали, назвали Приднестровский регион, как я понимаю, в своих доктринальных документах, документах враждебным пророссийским анклавом, не хотят возобновлять равноправные, нацеленные на урегулирование контакты с Тирасполем. И в целом, вы знаете, ну, в отношении той же Гагаузии они объявили, что никаких не будет дотаций из государственного бюджета тем регионам, которые против сближения с Европейским Союзом. Это что, это демократия разве? Да, и он сак деменчун, да, ну что, мерит страду со мной. Да, хай сенчапим к ультима партии. Это же Гагаузия вау досон дискуции. Я менционат к авторитетцелей централи дин Молдова ОЗИС. Că regiunile, Moldova așa de mare care regiune, regiunile care nu sunt pentru integrarea europeană nu ar primi bani de la bugetul central. A fost aia așa ceva, băi, a fost păi, o adevărul regi... este că la, la congresul calmului uh -huh. a fost un congres al tuturor autorităților locale, locale. da? Au fost la arenă da. și mai s-a da. spus, vreți bani? Susțineți integrarea europeană. Așa au fost. Corect. Și ăștia Dar... iau... <laughs> Și-o întorc fix cum le trebuie lor. A, nu vreți noi integrare europeană, ea ca pe voi, vă, vă, vă pedesești, toată guvernarea asta care e condusă de forțele obscure din Dă exterior. Vreți bani, susțineți cauza europeană, nu este de la A la B și aici se termină tot parcursul. Vreți bani, susțineți cauza europeană, perfect. Uniunea Europeană ia în serios un potențial stat care vrea să integreze Uniunea Europeană, trimite bani și ajută. Și asta se întâmplă și s-a întâmplat Republica Moldova înainte ca noi măcar să fim țară candidat la aderare în Uniunea Europeană. Și acum vine marea îngrijorare la Lavrov, care de fapt e legată de Care o leagă deja nu mai devine, da, banc și motiv de amuzament. Aici chiar nu-i de râs. Cu Ucraina, aproape așa în 2013, când prezidentul snow să-l episod, când prezidentul Ionucović, atunci Попросил у Евросоюза чуть-чуть больше времени, чтобы понять, как ассоциация, соглашение об ассоциации с ЕС в случае подписания повлияет на режим свободной торговли с Российской Федерацией. Просто попросил дополнительное время. Но Запад сказал, нет, выбирай либо мы, либо Россия. Сейчас то же самое делают из Кишинева выдвигает ультиматумы, и она послушно заявляет, если Гагаузия будет терпеть политиков, выступающих против вступления в Евросоюз, мы вам денег не дадим. Вот такая, такая демократия. Ну и одной из жертв, конечно, стал политический процесс Приднестровского регулирования группы 5 плюс 2, где Россия является и гарантом, и наблюдателем, и посредником, извините, гарантом и посредником. Hai, eu iarăși o să încep la urmă. Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană lasă jertfe. Una din aceste jertfe, victime, da? Victime. Una din aceste victime este reglementarea conflictului, uh, diferendului, sau cum, cum eu asta, da? Transnistrian. Pentru că până acum Rusia era un actor important, era un garant de securitate. Hmm? Era un, un, Chilean, practic. Mare și falnic. Și acum, noi ne apropiem de Europa și nu vrem să luăm Rusia în serios. Rusia, un stat care a făcut vreodată ceva rău? A spus vreodată minciuni? Moscova, ne și hruc, spuneți? A făcut vreodată Rusia ceva rău în, în direcția Republicii Moldova? Nu știu plătească niște politicieni pro Kremlin, de exemplu, stulburi apele. Este o război așa, net net vreo 30 de ani în urmă prin care să se ocupe o regiune și pe urmă să apară ca un garant al păcii în acea regiune. Cum vă place asta? Băi, asta e fantastic. Zic, modelul este de abuzator care stă deasupra victimei zic, tax, te-am abuzat, dar am o lasă-mă să rămân deasupra ta tot timpul ăsta, ca nu cumva tu să nu mai și pașnică. Eu fi și eu aici, miratvoreț. Eu să fabric pacea aici, lângă tine. În locul unde eu pe tine te abuzez, unde eu cel mai frumos zone lângă nistru a țării tale, le ocup, rămân acolo, și doam ferești să plec și cu armamentul și cu oamenii de acolo. Multe bubă, mult răi dragi prieteni. Pe noi ne îngrijorează îngrijorarea. Stai, da, 200.000 ah, ai Scuze, 20 dus? Da. Că acolo ta mană-i cereșica. Mi s-a părut că am prea mult, m-am uitat la dulă ăsta. Запад не хочет ее созывать, понимая, что госпожа Санду будет делать все, что ей скажут, и можно попытаться решить проблему без Российской Федерации, да и вообще без каких-либо международных общепризнанных механизмов. Мы будем делать все, чтобы этот, эту тенденцию переломить, за то, чтобы возобновить политический процесс. Но... У нас там все-таки 200 тысяч граждан проживает, и, конечно же, мы их судьбой озабочены и не позволим, чтобы они стали жертвами очередной западной авантюры. Ну, во паре у нас куда сейчас дискурс? Надо навять сентимента к инкакуму, доянчу, жматате, четацений. din Ucraina, cetățenii pe care Rusia îi consideră ai lor, erau abuzați de bandierăfță și de asta Rusia a hotărât să lupte cu să lupte cu această ciumă, ciumă nazistă. Pentru cei care n-au înțeles, Lavrov a zis că în stânga Nistului trăiesc 200 de cetățeni ai Federației Ruse și ei nu o să permită ca ei să fie victimele a unei aventuri ale Occidentului. Поному же а че... гинеса трое, Ната гинеса трое, к новый доллар пилу на ажитор, пентру новый доллар пилу на этот сама, астану шесть, астану семь, астану восемь, астану ничего по астану новый доллар, новый ремязы кувы, кувы ремязы кув, Пукин шишья фалуй. frumos. Ei se îngrijorează de 200.000 de cetățeni din Federația, a Federației Ruse din stânga Nistrului, ca nu cumva să cadă pradă jocurilor vestului. Dar el nu se îngrijorează de fapt că 70% din exporturile companiilor din stânga Nistrului mărg în Uniunea Europeană au, au cum oare așa? Ați auzit uh, sintagma aia, da? În asta am fost 200 grași, grajdan. Noi totuși avem acolo 200.000 de mii de cetățeni ruși. Adică întâi le-au împărțit pașapoarte rusești la dreapta și la, la stânga ca pe urmă se poate striga în gura mare că cetățenii noștri sunt noștri, adică ruși sunt marginalizați, sunt discriminați. Ea ca mai când nu li tai limba pe stradă, numai ca să nu vorbească rusește. Noi vrem să încheiem acest pasaj cu ceva ce facem noi în fiecare emisiune internetul grești. Noi vă vorbim voi despre cât este de important să fim un popor inteligent, să fim un popor cărturar, să fim un popor implicat, să nu ne pară glumă atunci când vecinii, frații, surorile, cumătrele, nașii noștri împing opinii care, evident, acum, în contextul actual, fac rău la secțiile de vot, fac rău la rezultatele alegerilor. Pe urmă, noi cu toții suntem afectați de aceste atitudini. Cât este de important să nu dăm de, din urechi? Sau cum zicea cineva să nu lăsăm răul să triumfeze cât bunii sau cât bun bunătatea nu face nimic. Zilele acestea, ambasadorul Ucrainei la Chișinău a fost în emisiune la Vitalie Călugăreanu și noi am prins acolo așa un pasaj de interesant. Tot în contextul Lavrov vorbeam, da. Ambasadorul vorbește în limba română, ceea ce e mai dificil pentru dumnealui, dar mesajul este atât de bun sau atât de important să-l auzim mai ales în contextul celor răsunate mai sus, încât noi tare vă rugăm să aveți răbdare, să ascultați, dar să nu vă opriți doar cu ascultatul. Marco Șefcenco se numește, da, domnule? Mm -hmm. Dacă sincer vorbim, vorbim, succesul lor depinde cât de deșteaptă este populație. Exact. Și

În general, oamenii înțeleagă ce e bun ce e rău, uh -huh. unde e lumină unde e întuneric și așa mai departe. Important este ca oamenii. și În continuare să fiu insistenți, uh -huh. în ceea ce privește cursul pe care, cursul pe care o mențin, da. pe care mențin. Dacă Reclama în rețelele de socializare încearcă să vă împinge imping, la un anumit site sau la un anumit account în Facebook sau Twitter sau așa ceva, după privirea și după privirea acolo eu mă simt emoții mari, da. dar de obicei negativ. Asta deja este un punct unde trebuie să spunem, stai un pic, hai să să înțelegem. Cine este autorul? Cunoscut exact. sau nu? Eu știu pe el sau nu? De ce s-a apărut? Este promovat financiar sau nu? Este un advertisement da. sau nu? Dacă se dacă apar numai emoții și mai puține fapte... Ok, deja este un semn de manipulare. E, și așa mai departe. Deci oameni trebuie să citește știri sau scrolează pe telefon. Și pe telefon cu un pic critică. de gând. Gândire critică, asta este cel mai important. Okay. Tare negustos sună mâncarea asta de pește pe nume gândire critică și tare, tare necesară este ea pentru fiecare dintre noi. Noi care suntem o țară post-sovietică, cu un popor manipulat și învățat să nu prea gândească critic, să nu pună la îndoială, să nu se întrebe cui asta trebuie. Și iată un mesaj pe care am vrut să-l auzit și din partea ambasadorului unei țări care trece printr-o dramă foarte mare și care zice că, de fapt, atunci când vă pică în feed o informație, este foarte important, intrând pe ea, și văzând cât este ea de șocantă, cum vă atrage, să vă întrebați care sunt faptele de fapt. Cine stă în spate? Cine este redactorul de știri? Este această știre sponsorizată. Pentru că dacă scopul știrii este doar să vă trezească niște emoții aprinse, fără ca să vă informeze în realitate, aruncați la gunoi, nu dați share, nu dați like, nu povestiți despre asta, pentru că anume așa sunt oamenii manipulați și învățați să nu gândească. Colega noastră, Irina Tabaranu, vine astăzi la Internetul Grește Live. De data asta vine live pentru că a avut o zi foarte plină. O să ne spună și despre ce este vorba. Dar pentru început să vorbim despre statutul limbii române în stânga Nistrului. Noroc, Irina! Hai să ne îngrijorăm! Mă uziți? Noroc! Te auzim, te auzim. Da, eu vreau să fac doar câteva remarci referitor la declarațiile lui Lavrov și a uh -huh. colegului său deputat. Ei încă nu s-au decis acolo cum numesc regiunea transnistriană. Inițial, eu au spus regiunea transnistriană a Republicii Moldova, după care au schimbat, probabil și-au dat seama că nu eu citesc de pe foaie așa cum trebuie și au spus că este Republica Nistrian moldovenească Și este foarte interesant că Lavrov a menționat tot și corect denumirea acelei regiuni, că este regiunea transnistriană a Republicii Moldova. De fapt, voi foarte bine ați scris inițial că amenință din nou. Noi am tot auzit de la Lavrov că sunt acei 220.000 de cetățeni ruși, dar hai să vedem cât cetățeni moldoveni sunt în regiunea transnistriană și sunt cu 150.000 cam mai mult, dacă ar fi să calculăm după cifrele prezentate de Federația Rusă. Reginea Transnistriană, 90% este alcătuită din cetățenii Republicii Moldova. Și, în primul rând, ei, aflându-se pe acest teritoriu, sunt cetățenii țării pe care se află, după care cetățenii Federației Ruse, pentru că voi ați menționat foarte bine despre metoda care au obținut ei aceste pașapoarte, despre faptul că la Tiraspol este un consulat ilegal al Federației Ruse care împarte aceste pașapoarte și autoritățile de la Chișinău încă nu au reușit să scoată acei diplomați de acolo care împart acele pașapoarte și ei astfel încalcă Convenția de la Viena privind modalitatea de activitate a ambasadelor străine în afara țărilor și multe alte acorduri pe care ei le-a menționat că trebuie să fie respectate despre cele mecanisme internaționale de la care se abate Moldova, sunt încălcate exact de Federația Rusă a fost menționat formatul 5 plus 2, care pot să afirm cu certitudine că este mort și când va fi el resucitat, Federația Rusă nu se va mai întoarce la masa de negocieri ca mediator, pentru că ea niciodată nu a fost mediator, dar a fost față de Republica Moldova stat agresor și mă bucur că, din păcate, războiul din Ucraina Pus cumva lucrurile la locul lor. Și aș mai menționa tot la subiectul cu Lavrov că. Uh, această noțiune de garant de securitate a fost introdusă exact de propaganda rusă. Nu este Federația Rusă niciun garant de securitate. Ea menține pe teritoriul Republicii Moldova o armată uh, ilegală, dar și așa zisul contingent de pacificatori cu care tu, Nata, ai avut uh, o interacțiune uh, nu foarte plăcută, la fel ca toate interacțiunile oamenilor cu aceste posturi. Așa că oamenii trebuie să cunoască adevărul și trebuie să uh, operăm cu noțiunile noastre, nu cu uh, garant de securitate, mediator și uh, Federația Rusă trebuie să fie numită clar stat agresor și față de Republica Moldova. Irina, da. ce trebuie noi de fapt să înțelegem din acest discurs al lui Lavrov? a apărut mai ales acum în contextul mișcărilor pe care le face șor la Moscova? Ei sunt foarte speriați de faptul că Republica Moldova ar putea să rezolve conflictul transnistrian fără implicarea lor. Ei ne-au ținut în acest context și în aceste formate sterile, special că ace această problemă să nu fie rezolvată. De aceea și ei se simt un pic luați prin surprindere că Chișinăul întreprinde anumite acțiuni fără a implica și se caută această soluție de rezolvare a conflictului transnistrian, nu la Moscova, dar la Bruxelles sau la Berlin. Un lucru care nu le este pe plac și eu cred că mai mult are legătură cu aceste acțiuni pe care autoritățile de la Chișinău le fac cu multă întârziere, dar merg ferm pe calea cea potrivită, însă nu cred că are legătură cu Șor la moment ce ține uh -huh. de transnistria. Poate el este lăsat mai pe, sau la desert acest șoară în privința Transnistriei pentru că eu totuși cred că el o să joace un anumit rol într-un anumit mm -hmm. context și față de regiunea transnistreană. Se, eu... se mai vecheulează acum, Irina, așa o, o părere că Rusia începe să aibă o retorică tot mai apropiată față de Moldova ca cea pe care a avut-o față de Ucraina o retorică de asta de război hibrid, adică, iată, cetățenii noștri sunt asupriți acolo, noi trebuie să începem să ne îngrijorăm pentru ei, să-i liberăm, să-i păzim și așa mai departe. Tu ce părere ai? Eu o să continui cu subiectul despre limba română, ca să înțelegeți ce părere au cetățenii ruși pe care vrea, la vreau să-i apere. Mm -hmm. Programul Național de Învățare a Limbii Române este implementat cu succes în regiunea transnistriană, în Transnistria, și limba română, putem să spunem că revine în regiunea transnistriană, acolo unde este locul. Anul trecut, când a fost prima etapă și prima încercare a autorităților de la Chișinău să facă aceste cursuri, s-a soldat cu 320 de cetățeni din stânganistului care au parcurs aceste cursuri și au trecut nivelul A1 și A2. Și tiraspolul, până la moment, este cel mai timid în a face aceste cursuri. Tighina și Râbnița sunt cele mai interesate de aceste cursuri. La Tighina au fost 120 de beneficiari, la Râbnița 180 de beneficiari. Aceste cursuri au loc în școlile cu predare în limba română din regiune, păstrate cu foarte mult efort, trebuie să spunem. Într-o zonă complet rusificată. Și vreau să-l ascultăm pe Oleg Popovski, un beneficiar al cursului de limbă română, care, datorită acestor lecții, a dobândit cetățenia Republicii Moldova, pentru că el avea doar cetățenia rusă, și a decis, după invazia rusă în Ucraina, să aibă cetățenia statului în care locuiește. Аккуратно, я не помню, что видео и фильматлал, микрофон не так-то перфект, но субтитреры, али дискурс да, в румынском, вспоти, динцелес. Русский язык, для чего он вам нужен? Ну, у меня примерно такая же ситуация, как у вас, то есть гражданство. Но кроме этого есть у меня знакомые друзья в Кишиневе, которые которые я вижу, что по Фейсбуку они говорят все на румынском. Я как бы специализируюсь на спорте, на беге. Как бы у, у нас группа бегунов, которые мы ездим в Кишинев на забеге, в общем, активно общаемся. С, ну, очень важно и очень нужно общаться и понимать их, и радовать их тем, что я говорю на их языке, и мне это очень нравится. Я пробовал в Террасполе пройти курсы, но мне не получилось проходил платные курсы. Очень был рад, что весной появилась такая возможность записаться. Там, долго я там приходил в лицей, спрашивал, когда начнется, когда начнется. Наконец-то к августу это все началось, и я очень рад. Здесь рад, что тут удалось сделать такую среду. То есть я сюда приходил, я смог и слышать румынский и сам говорить на румынском и как-то уже пошло уже начал немножко думать на румынском в условиях когда везде все на русском как бы не, не с кем говорить на румынском вот. ну и в конце декабря ездил на сдавал еще один экзамен на, на гражданство вот. успешно сдал но все равно интерес к румынскому у меня не пропал я буду продолжать учить Интересно, и это нужно. Ar fi fost fain să-l auzim și în română. Da, era fain. Mă gândeam că poate ne oferă măcar o, o Da, parte este din discurs. o secvență cu el, pentru că această, acest mic interviu va fi parte a unui material mai mare, pe care cei care ne urmăresc acum o să poată să-l vadă la zona de securitate săptămâna viitoare. De deci, ce el acolo vorbește un pic și în limba română. Vorbește pentru un nivel începător, însă s-a simțit destul de liber să să ne vorbească în română. Da, Ele dar lui nivelul de... începător da. îi permite să ia deja cetățenie Republicii Moldova? A doi, da. Probabil uh -huh. s-a descurcat destul de bine dacă l-a susținut, pentru că din câte cunosc aceste examene sunt destul de riguroase. Indulgente. Și... Riguroase nu, sau indulgente? Da, nu sunt riguroase pentru că este și uh -huh. un examen de cunoașterea Constituției și a istoriei. Uh -huh. Da, sunt... Dar Moldova oferă și cursuri de limbă rusă gratuite, nu? În școală chiar. Dacă ești student, elev într-o școală de limbă română, înveți și rusă eventual, mă tine, nu? Nu știu e obligatorie. E obligatorie? Da, deja este opțional. ca Irina, ca să reiterăm, programul de învățare a limbii române în Republica Moldova se desfășoară acum există un buget destul de generos prevăzut și oamenii din stânga Nistrului pot învăța gratuit limba română Deplasându-se uh, la Chișinău sau pe malul drept, sau pot face mm -hmm. asta pe malul stâng. Pot face asta la Tiraspol, la Tighina, la uh, Râbnița Direct în școlile cu predare în limba română aflate în aceste orașe Vom să punem în comentarii și un link unde oamenii se pot înregistra Pentru a participa la aceste cursuri Sau pe, îl putem transmite cei care au poate prieteni, rude în regiunea Transistriană Pot să-l transmită acestora Mai este timp pentru a se înregistra pentru a doua etapă a cursului național Aceasta va fi până pe 29 februarie activ acel link, așa că toți doritorii pot să se înscrie. Sunt sigură că, în a doua etapă, vor fi la fel de mulți doritori de a învăța limba română, și la finalul acelui interviu cu bărbatul din Tiraspol, el chiar încurajează oamenii să facă acest lucru și spune cât este el de fericit că nu cumva nu s-a simțit intimidat pentru că într-adevăr regina transnistriană este o zonă rusificată Acolo amintim că deși oficial cu ghilimelele de rigoare trebuie să funcționeze trei limbi, funcționează doar rusa și limba română este acolo învățată în, într-o limbă moldovenească cu chiriliță și oamenilor le este foarte ciudat să vadă diacriticele noastre, spun că sunt căciulițe. E destul de interesant să-i vezi așa dintr-o parte cum descoperă limba română, deși trăiesc atât de aproape de vorbitorii de limba română. Cum, Eu crezi, menționez... cum crezi, domnul, domnul Serghei, am uitat lui Lavrov, s-ar îngrijora de vorbitori de limba rusă care încep să vorbească limba română. Ele atâta idiot mental работа? Eu cred că el s-ar îngrijora pentru că același lucru practic invaziv l-au făcut ei. Ei acum, persoanele doritoare să învețe limba română, vin de bună voie, însă limba rusă a fost introdusă în regiunea transnistriană fără să-și dorească ei acest lucru. Pur și simplu totul a fost rusificat și drapelele Federației Rusie stau acolo ca la ei acasă. <laughs> uh, și cumva, uh, desigur că ei se îngrijorează și de acele burse menționate uh, pe care le oferă statul uh, român, pentru că ei la fel oferă burse regiunilor. Uh, uh, Preferențiale de ei, Găgăuzia și regiunea Transnistriană, pentru că foarte multe burse sunt anume pentru aceste zone. Și mm -hmm. foarte mulți tineri din Găgăuzia au mers la studii în Federația Rusă pentru că au fost acele cote preferențiale, inclusiv colegul nostru, Slava Radulov, a învățat în Federația Rusă datorită acestor locuri preferențiale. Și vedem că chiar dacă oamenii învață în Federația Rusă, asta nu înseamnă că automat trec această curățare mentală sau dispălare de creier Irina, fenomenul limbii sau fenomenul legat de statutul limbii române în stânga este abordat și în expoziția Wake Up Camp, care astăzi a aterizat la Bălți, după ce s-a încheiat ieri la Taraclia. Vreau să te felicit că una dintre lucrările echipei tale, anume ceea ce privește drepturile omului în stânga a fost tot, a, 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 apreciat, să pot să arăt apreciată de musafir. Adevărul este că era și una dintre, și este în continuare, una dintre lucrările mele preferate, mm -hmm. vreau încă o dată să o felicit pe Cornelia, Sârbu, membra echipei tale care a creat această mai jos, Andrei, mai jos. Uite asta, da. Care a creat această lucrare. De altfel, lucrările din Wake Up Camp, care au fost create despre stânga nistului, sunt unele dintre cele mai interesante și reușite. Iată, această lucrare. Să acum în zoom, da. Este vorba despre stadionul șerif la subsolul căruia, se află o închisoare. O temniță, da. da. Uite așa o metaforă pe care Cornelia a ilustrat-o prin această lucrare. Și Sărbătorim fotbalul, nu încurcați fotbalul cu politica, dar hopa na, regiunea cu cei mai mari deținuți pe cap de locuitori din Europa. probabil aceste lucrări sunt cele mai apreciate pentru că în spatele lor este foarte multă durere. Noi, la, prin intermediul acestui, acestei ediții de Wake Up Camp, am vrut să arătăm Activismul civic al designerilor grafici, și el nu poate fi fără o problemă în spate. Și problema transnistreană este una din cele mai dureroase, și nu prea au fost inițiative de a o prezenta în ilustrații grafice. De aceea, eu cred că este un succes a acestor lucrări, pentru că am primit și eu foarte multe comentarii. Noi, la zona de securitate, am decis să amplificăm. Efortul depus împreună cu internetul grăiește și am mers și noi la Varnița cu o expoziție fotografică a unui fotograf din Râbnița, care trăiește de mulți ani deja la Chișinău, cu expoziție de portrete și uh, acele portrete, cumva, vin să uh, arate că noi, uh, oamenii de pe ambele maluri, avem trăsături comune. Și e cazul, atunci când privim harta Republicii Moldova, să vedem oamenii care sunt practic la fel, decât să căutăm uh, diferențele, diferențe ce ne sunt. Uh, inoculate de presa din stânganistului, de regimul separatist, că pe ambele maluri ar locui popoare diferite, un lucru fals și expoziția noastră vine să arate anume acest lucru. Am fost astăzi la Varneț, acolo oamenii au primit această expoziție destul de bine. Eu mă așteptam la diferite comentarii mai răutăcioase pentru că acolo este și logo-ul nostru, oamenii ne cunosc despre poziția noastră, Și dar a fost doar o persoană care ne-a spus că, da, eu vă înțeleg, există un sens în ceea ce faceți voi, dar politicieni și. Ei nu ne duc ne trebuie, și că noi vrem să reînviem Republica Moldovenească Socialistă. Mm -hmm. Și eu mă uitam la acel bărbat care are 30-35 de ani și mă întrebam oare cum, a, cum știe el cum a fost în Republica Moldovenească Socialistă, pentru că probabil el nu a apucat să trăiască atât de mult timp în acea Republică Moldovenească Socialistă. Nu a apucat deloc, Irina, dacă tu zici 37 de ani, ce a fost? Bine. El, eu nu cred că era spune. conștient, Dar având era o vârstă foarte, foarte fragedă. Irina, tu spui de ceea ce a fost totuși măcar câteva decenii în urmă. Eu, în ultima jumătate de an, aflându-mă în Republica Moldova, deja am întâlnit al doilea taximetrist, și nu pot să zic că merg tare mult cu taxiul. deja al doilea taximetrist care mi-a spus că cel mai bine în Moldova s-a trăit pe timpul lui Ștefan cel Mare. Mm -hmm. Nu cum să ai și să-i să explici despre condițiile de igienă, despre războaiele de pe atunci. Da, eu Dar cred tu... că trebuie să explicăm, Andrei. Uh, inclusiv noi la Varnița mergem și vorbim cu oamenii și intrăm în aceste discuții polemici uh, pentru a ajunge direct la aceste persoane care au stat timp de 30 de ani, mai bine de 30 de ani, într-o propagandă totală, într-o propagandă venită din Federația Rusă, de la acest Lavrov. Expoziția noastră va fi la Varnița până pe 4 martie. Eu sper că dacă ne urmărește cineva din Varnița acum și o să meargă să facă acolo poze, să ne eticheteze, să spună da, părerea... Dar da. să-ți spui locul, eu nu da. sunt sigur că se vede pe locul pe Locul este ăsta. unul e... extrem de bine... Oficiul stării civile? Da, la un sit de stare civilă, unde oamenii merg să-și facă pașapoartele. Totul, Barnița, Oficiul Statului de Să toate actele de stare civilă. Pașapoartele uh -huh. este în altă clădire, dar este un flux foarte mare de oameni în regiunea Transnistriană, și practic am țintit în, în grupul nostru țintă, dacă pot spune așa. Irina, noi îți mulțumim tare mult pentru informații. Ca de obicei, bucură intervențiile tale de fiecare dată pentru că ne ancorează într-o realitate de care mulți sunt deconectați. Ori noi, tocmai mai devreme, prin gura ambasadorului Ucrainei în Moldova, vorbeam despre cât este de important să fim și, în plus, noi ne convingem că Irina este un mecanism autonom, nu este un proiect al zapadului. <gătări> nu e așa? Noi de asta credem. În general, toate acțiunile pe care le facem noi la zona de securitate sunt din inițiativă jurnalistică pură, nu există sugestii din partea cuiva de a merge la Varnița și a face vreo expoziție sau de a merge direct la un fotograf din regiunea transistriană, haide, poate faci niște poze uh -huh. pentru o ambasadă oarecare. Asta Totul și mă, este uimește cu... noastră. mă uimește că oamenii vin cu reacții gen noi știm intențiile voastre, dar e că totuși politicienii îs răi ne duc în alt parte, dar eu aș fi vrut cum era în trecut, când tu, zona de securitate, voi de fapt veniți cu un pod social-cultural. În care poți să nu există variabilă politică. În rând, un pod informațional. Uh, ok, da. Asta de fapt, vrem să da, facem și nu podul informațional putea... e un factor cultural de legătură foarte important. Și atunci tu oferi oamenilor prilejul să citească, să afle, să citească mai departe decât titlu. Să vadă că sunt deținuți până acum, care au arborat steagul Ucrainei la balcon și stau în Temniță, în Transnistria, într-o bucată de pământ nerecunoscută. Și pentru că zona de securitate este o entitate autonomă și independentă, are nevoie de sprijin. De aceea, dacă vi se pare important ce face Irina și redacția sa aveți ocazia să faceți acest lucru printr-un printr patronaj lunar pe patreon.com bar, bar zona de securitate eu în calitate de patroană vă spun acest lucru Mersi Nata și pentru patronaj și pentru intervenția de astăzi Da, toate aceste lucruri pe care le facem la zona de securitate ar fi imposibile practic fără susținerea oamenilor simpli Mulțumim, Irina, o seară bună de vineri și un weekend bun și ne auzim săptămâna viitoare. Da? Ne auzim? Da, ne auzim. Ne -au. Papa, Irina, pa, pa, Irina. Am pomenit ceva mai devreme despre Wake Up Camp. Este un proiect pe care l-am inițiat la, în echipa noastră, Internetul Grește, care are deja aproape 2 ani de zile, timp în care am reușit să lucrăm cu peste 100 de tineri deja, Ultima ediție a proiectului a fost cu designeri grafici. Aceștia au fost împărțiți în cinci echipe. Fiecare echipă a avut câte un mentor și fiecare echipă a avut câte o temă. Temele au fost variate, stânga și drepturile omului de acolo, după care drepturile, diversitatea și valorile europene. Tema mea a fost egalitatea de gen, tema ta a fost... Diaspora și implicarea Activismul civic, ah, și după două săptămâni de aflare la Taraclia, expoziția noastră, astăzi a ajuns la Belt, iar echipa noastră ne-a trimis și niște uh, imagini ca să vă arătăm cum a mers acolo inaugurarea. Da, au venit și oameni să vadă, și au și părerii, uh -huh. să auzim. Сегодня мы находимся в Бельцах, чтобы раскрыть одну из тем. Это тема моей команды, которая заключается в том, что мы должны стремиться к разнообразному обществу без рамок стереотипов и любых других таких ограничивающих установок. Сунд Маделина, я участвовала в Wake Up Camp, я чувствую, что это опыт, который не уфери по стереотипам, по творчеству, по креативности, с ней я косперимем гендерли, с ней

În cazul în care sunteți bălți, vă aflați la bălți, regiunea bălți, puteți merge să vizitați expoziția la Universitatea de Stat, la bibliotecă. Intrarea este gratuită și expoziția va fi disponibilă la bălți timp de două săptămâni, după care va merge spre Orhei, la centrul de tineret de acolo. Mergem noi vă amintim orice. că urmăriți internetul grăiește, noi toți suntem o entitate autonomă și independentă, iar dacă efortul nostru vi se pare important și credeți că trebuie susținut, să știți că vă putem oferi această ocazie. <coughs> nu e deloc greu, puteți merge pe patreon.com/barca lumea sau patreon.com/fedot și oferi acolo o sprijin lunar în valoarea pe care considerați voi că puteți să oferiți fără ca să vă lovească la buzunar. Uh, vom dedica patronilor un pic mai mult timp pe la sfârșitul emisiunii. Le suntem foarte recunoscători pentru că ajutorul lor nu se exprimă doar în contribuție lunară. Acest ajutor noi îl simțim sub diferite moduri prin uh, susținere de uh, oferire de echipamente, licențe la softuri și tot așa mai departe. Sau fraze în mesaje care pur și simplu stau și ne fac să ne gândim. Dar cum am ajuns noi să merităm așa aprecieri la doi oameni care ne susțin? De, de ce, cum... Nu cred. Eu, 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 pur și simplu, am blocat patronul ăștia. Eu nu pot, nu pot să cred. Nina Suslov, colega noastră de la Bălt, săptămâna aceasta a urmărit cu ochii plini de inimioare acțiunile uh, dăruitoare de iubire ale partidelor care din plin își desfășoară activitatea în nordul țării, încercând lucrul mental cu tineretul, vorba domnului Lavrov. Hai să vedem cum a arătat asta. Da, este nu-i mental, este aproape de inimă, nu? Și mental tot. Și mental. Hai! Salut! Sunt Nina Suslup și săptămânal prezint știrile din nordul Moldovei. Ați simțit cum a plutit dragostea în aer de 14 februarie? Noi cei din bălți am simțit-o din plin, fiind înconjurați de ea din toate părțile și de toate partidele. Marș peste marș, balon peste balon, un cupidon mai cupidon decât altul. Chiar și Bogdan Țârdea n-a ezitat să împartă din dragostea sa. Două partide întâmplător proruse s-au adeverit a fi cele mai îndrăgostite. De ziua îndrăgostiților, garda tânără din Bălți, a Partidului Socialist, în frunte cu Maxim Roșan, cu baloane în mâini, au defilat și împărțit dragoste bălțenilor. Vă imaginați, mai există așa activiști civici cu un spirit civic de a bucura bălțenii cu baloane în formă de inimioare.

S-ar părea ce lucruri au făcut, dar citind comentariile am observat că unii urmăritori au reacționat negativ la acest flash mob. Ci că, ce? Este oare o sărbătoare creștină? A, marcăm sărbătorile americanilor? Ori sunt puține probleme în oraș? Dar să știți că Partidul Șansa deține întâietatea. Cupidonul Șansei a avut mai multe dragoste de împărtășit. Baloanele erau mai mari. Au organizat și un protest la Chișinău, o deschidere a parcului cu concert la Orhei și o depunere de flori la bustul lui Grigore Vieru din Bălți. Dar partea cea mai spectaculoasă a marșului iubirii a avut loc chiar lângă tancuri din centrul orașului, unde flășmoberii au avut grija să poluieze mediul înconjurător cu baloane cu heliu. Baloane? Sincer? Vreți să ne convingeți că aveți multă dragoste pentru noi? Dar de la vorbe, la fapte, când trecem? Poate manifestați dragostea prin niște proiecte pentru tineri, pentru bătrâni, ori pentru animalele străzii. Dragostea înseamnă să militezi pentru pace, să condamni războiul, să muncești onest, să fii finanțat din surse transparente, nu venite din Bahamas. Să declar toate veniturile, nu să scrii casele pe numele părinților. Să spui adevărul, nu să manipulezi cu fake-uri. Dragostea mai înseamnă și grija pentru mediul înconjurător, pentru că, dacă n-ați știut, baloanele nu sunt biodegradabile. Ele afectează păsările, animalele și mediul înconjurător. Dragi prieteni, nu le permiteți politicienilor să vă cumpere cu mesaje populiste, de dragul piarului și fără să se gândească la consecințe, și care poluează și mediul înconjurător. Puteți taxați în comentarii. Eu sunt Nina Suslov și vă transmit dragoste prin știrile pe care le prezint săptămânal la Internetul Grăiește. Ne auzim la o nouă ediție! Dar voi ce Cum? ziceți? Poate cineva o să pună inimioară la inimioare și o să spună dar asta este frumos, asta este despre dragoste. Nu, da, chiar, chiar, Nina ne îndeamnă să fim atenți, să ți faci politicianul de... Asta așa e de plictisitor. Nina! Spate nu am pic tot să să ne ocupăm. Mă, o, o dată în an, pași și broare este o dată în an, 9 mai este o dată în an, Zioi de naștere este o dată în an, anul nou este de două ori pe an, nin, lasă-ne un pic să sărbătorim. De ce îți trăiești sărbătoarele? Mai ales că să este atât de frumos, inimioare mari, lansate în aer, o păsărică două acolo din aer, se înclicește în inimioare. Stai, 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 păsărică din aer? Eu special am făcut această mențiune. O păsărică, două, din aer, Păsărica... se întâlcesc în inimioară, asta este experiență... atât de romantic. Din propria experiență o să recunosc că păsărică din aer nu apare așa, pur și simplu loc gol. Din care experiență, Andrei? Din lecturi. Corect, din lecturi. Apropo de lecturi, noi foarte curând o să vă spunem cum puteți să scăpați de anxietatea de a care vă provoacă... Vă... Înțelegerea că nu prea aveți timp de lecturi. Dar până, până la lecturi, până la lucruri serioase, până la focus și atenție, noi mereu, înainte de a ne apuca de lucru, trebuie o leacă să ne distrăm. Asta înseamnă fie adjumănii, fie dacă e vorba de vineri seara, de data asta chiar nu -o, o să ghicim secrete. Data trecută era un secret, data asta deja secretul e clar. Alegem un cabernet sauvignon de la maestru. Celor dintre voi care astăzi ne urmăresc prima dată să știți că emisiunea mm -hmm. Internetul Grește Deja are un sprijin uh, si, no, stic, licoros. Da? Uh, no, servi, nu e estetic, noi l-am deschis, dar nu trebuie să l trebuie să l așa. sticlă s -o A, da? Fără dop? Da, mă, nu... Învățăm din mers. Mai pe scurt, Maestro Wines este alături de noi. De sărbători ne-am făcut plinul cu spumant. toarnă nu mai băieți, mai. Cu pidonul de a mâine părăsești până te hotărăști tu să torni. am făcut plinul cu spumant. Am împărțit și cu voi, pentru că noi nu doar celebrăm un moment frumos din emisiunea noastră, este vorba de un moment maestro, așa se numește rubrica în care noi celebrăm excelența. Ce ne-am propus noi în această rubrică, cei ce ne urmăresc fidel știu că noi în această rubrică vă oferim posibilitatea, unul la mână, să vă bucurați pentru faptul că noi avem un sponsor. Este așa de rar la noi. Sponsorii de obicei vor ca noi să vorbim despre Tani Vander, despre... Tu, tu ai avut... Uh, Emilian de vorbit despre, despre uh, Katie Black. Sponsorii stop, vor stop. să nu ne băgăm în subiecte Oprește. de astea. Tu ai avut oferte de sponsorizare și ne-ați propus să vorbești despre... Eu nu, dar eu mă uit unde sponsorii își dau banii și înțeleg că asta sunt interesele uh, celor care eventual nu ar vrea. Nu, noi nu disperăm. Noi pur și simplu înțelegem că noi suntem anti-trend. Și când ești antitrend, ce? n nice sponsor, dar unul totuși ne susține de câteva luni și este alături de noi Maestro Wines. Astăzi noi am deschis un uh, Cabernet Sauvignon baricat. Da, nu, nu șocnim. Deodată, deodată, peste cap, deodată, de nu șocnim. Așa n-am mai șocnit eu cu tine. Serios. Dar respect unde? Respectul nu i înciocnit, Andrei. Băi, serios. Azi, ca azi niciodată. Eu vreau să-ți spun, Andrei, că cei de la Maestro Wines ne-au uh, anunțat, mi-au scris să în Să trăiești și să nu ciocnești. Că se gândesc la o metodă prin care spectatorii noștri pot merge în, în rețeaua lor de băuturi și să aibă un cod special după care să beneficieze de uh, niște um, condiții speciale, hai să le spunem așa. Cod special, în limba rusă, da. specialny cod. Da. Special cotic chiar aș spune. Păi, iată, avem răbdare. Imediat cum va fi informația disponibilă pentru noi, o să o transmitem și vouă Și acum despre mm -hmm. momentul maestro. Ce trebuie să faceți voi ca să vă alegeți cu o ladă de maestro wine? Tot ce trebuie să faceți este în momentul acesta sau oricare moment al emisiunii Internetul grește să vă faceți un selfie cu noi undeva prin preajmă sau rugați partenerul, parteniera să vă fotografieze în timp ce voi acolo faceți o mâncărică urmărindu-ne pe noi. Mai pe scurt, ideea este să ne arătați că voi ne urmăriți pe noi și în acel story să lăsați trei mențiuni, pentru că noi vă rugăm să puneți acest story pe Instagram în contul vostru, trei mențiuni, unul pe internetul grește, doi pe Maestro Wine și trei pe un om al cărui excelență, maestrie, voi ați vrea să o celebrați. Și când zicem asta, ne referim la oamenii din viața voastră care vă tund, vă masează, vă coase haine, vă cos haine, vă cos haine, vă distrează, cei de la care învățați a dansa, cei care au grijă să să mâncați sănătos, cei care găte. Mai pe scurt, oamenii a căror maestrie vă fac viața mai frumoasă, mai mm. interesantă. Dar și... Noi nu avem voie să participăm. Noi nu avem voie și noi am menționat asta de mai multe ori. Ca ai zis, în soare și eu mâine, în sfârșit, m-am programat. Păi, poți tu să faci un story apropo? De ce tu nu faci un story mâine la frizer, Că te a, uiți da, la internetul greșit? Nu poți participa sau vin poate să te încurajezi. Plecim. Tu poți să încurajezi a. prin propriul exemplu. De exemplu, săptămâna trecută, emisiunea noastră, a fost onorată de o recomandare a unei tinere care brodează niște chestii foarte frumoase, o moldoveancă care stă în Italia și mama acestea, dacă eu nu greșesc, eu nu eram la birou, dar mama acestea ne-a vizitat și așa a ridicat Lada. Iată, poftim, faceți cunoștință. O mamă foarte simpatică și elegantă, care Andrei... N-a venit cu mâna goală. A plecat cu lada de maestro, dar ne-a adus ulei de măsline, bineînțeles, din Italia. Cereale, un borcan de castraveți murați care a rămas la birou. Da. Și multe alte gustoșeni. Lucru pentru care vă mulțumim. Noi apreciem când voi simțiți că nu puteți veni cu mâna goală. Asta e așa de sweet. Nu este nevoie, dar e foarte simpatic. Și... Acum, Uh, vrem să vă spunem uh, cine este alesul nostru sau aleasa noastră din această săptămână. A cui maestrie noi vom dori să o celebrăm? Andrei, intră pe documente, rog, și pregătește link-ul. Păi, asta nu? Gata, am deschis. Uh, să care? Că am ai, și spus că ai greșit. Da, iată, uitați-vă. Aici cineva ne spune următorul lucru: vineri seara privim internetul grăiește sau doar începem să-l urmărim și finisăm emisiunea sâmbătă noi știm despre asta, de asta facem cea mai lungă emisiune despre Moldova văzută prin internet. Și aici scrie, m-a marcat prin excelența sa, Sanda Bănuiesc Șerșun, sau Sersun, care împreună cu sora sa, Nastia Sersun, sau Șerșun, au creat Snapshots of Moldova. Și pentru că nu tare ne plac asemenea proiecte, ne-am gândit că ar merita astăzi să vorbim despre el. Pentru că și eu prima dată am aflat despre Snapshots of Moldova, are doar 74 de urmăritori. De ce n-am încurajat aceste fete care știți ce creează? Cărți poștale cu vederi din Moldova. Okay, hai, ne eu scot da, asta, eu scot scot asta și uh, vă încurajăm să intrați pe acest site, să vă abonați și dacă vă aflați de exemplu de parte pe de profil, casă, pe... dă mai jos și hai deschide pozele. Pe site, pe, pe profilul de Instagram. pagina lor de Instagram, da. Dă mai jos și deschide cărțile astea poștale să le vedem și noi. Sunt fotografii cu diverse texturi, arhitectură, vederi, peisaje, uh, care sunt din Moldova și care vă vor ajuta să împărtășiți patria voastră cu cei pe care. Uh, poate care n-au auzit de Moldova, pe care îi cunoașteți în străinătate. Deci frumos e la Fetești! Asta sunt toltrele, toltrele de la Fetești. Eu doar am auzit și abia aștept să se facă mai primăvară afară și să mergem acolo într-o da. drumeție. Ia uite, noi ne uităm pe profilul ăsta și deja știm care sunt destinațiile. Ce aici avem? Trinca. A, costești? O fi... Nu știu. Trinken. Vrei să trinken? Voi precis Ea. că eu sper că pe, pe Verso este descrisă mai mult regiunea. Asta ce este? la trinca. Uh -huh. Unde trinca, prieteni? Cine a fost la trinca? Povestiți. Da mai, mai, uh... E parcurgibil cu copiii acolo. Maps. Ne ducem cu pe A, ah, frumos. Trinca, ia da să vedem. Iată, asta mi îmi place în acest proiect. Ce asta e din trinca. Că îți trezește curiozitatea, să te Et duci să te duci și să vezi despre ce este vorba. Deci, undeva pe lângă Corjăuț, <cute> lac, lacul Bulhac, rezervația naturală Fetești, deci tot e nordul țării, Andrei, Târnova, Constantinovca și pe lângă între ele se află Trinca. Îmi place <cute> asta da, Snapshots of Moldova. În primul rând vrem să mulțumim celei care ne-a povestit despre asta, eu o să o mai arăt încă o dată, dar stai că nu, nu văd numele aici. Imediat o să vă spun cum se numește persoana în cauză. Uh, Scuză-mă, Andrei, pe desktop mă duc. Iată, se numește... Aca. nu reușesc să te razim de umbră sau să, să crezi ce a zis femeia. Asta e, mm. dacă ne vă Mai pe scurt, stai. <coughs> Unde ești? Oh, hai, take your time. Am uși până ea ia eu o să inventez un nou internetul grăiește. Mai ai timp, hai. pot pe Canva să găsesc precis când am făcut machetele. era o domnișoară care se numește, acuș vă spun, o secundă, Felicia Calancea. scuză mă Felicia, n-am cum să țin minte atâta informație. Te felicităm, mulțumim tare mult pentru că împărtășești cu noi asemenea chestii și pe voi, cei care ne urmăriți, tare, tare vă rugăm. Iată, sunt în preajma voastră asemenea oameni care au comunități poate mai mici, despre care se știe mai puțin, dar a căror activitate este benefică pentru noi toți. împărtășiți cu noi la concursul Maestro. Noi celebrăm aici excelența, adică ceea ce aduce bine și e făcut ca lumea. Mulțumim, Maestro. Repetăm regulile sau lumea ține minte? Nu, nu mai repetăm. Trei taguri. Un selfie cu internetul grește în cadru și trei taguri. Tare simplu. Am zis, zis că, că nu dar totuși, repetiția este mama uh, repetatului. Internetul grăiește, Maestro Wine Super și smart. un tag pe cei pe care vreți să-i celebrați, dar atenție! Noi dăm prioritate celor care ne lasă câteva fraze descriptive ca să vă încurajăm să faceți un pic de storytelling. Și apropo de storytelling, suntem în săptămâna lecturii. Iar cu ocazia asta, din toate... Portavocile ni se amintește cât de important este să citim. Voi citiți ce carte citiți concret în momentul acesta? Când ați răsfăit ultima carte? Unde o țineți? Cum aveți grijă să găsiți timp pentru asta? Pentru o, da, că... și nici din uh, echipa cu mine. Eu am, nu pot întoarce camera, dar eu am 5 cărți pe care le-am început. Cine începe mai multe cărți de dată ca să adaugi un pic la frustrare? Hm? Eu aș zice anxietate Deocamdată, deși poate treci și în frustrare Păi iată, colega noastră, Mihaela Racoviță Știind de anxietatea pe care o trăiește Fiecare din noi Gândindu-se la cât ar fi vrut să citească Dar nu reușește Vine astăzi la voi cu tocmai patru recomandări Cum totuși să reușiți Să vă croiți timp pentru lecturi hm. Hei lume! Când toată lumea din jur vorbește despre cât de important e să citim, mă face să simt un singur lucru, anxietate. Pentru că niciodată nu găsesc suficient timp pentru lectură. Dar poate problema nu este în lipsa timpului, ci a bunii organizări. Vi s-a întâmplat și vouă cumva să simțiți la fel? Yes. Yes. Yeah. Yeah. Pentru că suntem în săptămâna a lecturii, m-am gândit să vin cu câteva recomandări. Pentru a ne optimiza timpul. Prima problemă: rețelele de socializare. Dacă ai verificat screen time-ul în telefon, vei descoperi că rețelele sociale îți mănâncă cel mai mult timp. Așa că, setează-ți în telefon limita de maxim 30 de minute pe social media pe zi și deconectează-ți notificările. Astfel, vei economisi timp pe care îl poți dedica cititului. Ambuteiajele. Din păcate, nu prea putem face mare lucru ca să scăpăm de ele. În schimb, timpul pierdut în ambuteiaje poate fi utilizat pentru cărțile audio. Iată câteva resurse. Ține o carte lângă noptieră. E foarte dăunător creierului nostru, înainte de somn, să fim cu ochii în ecrane. Prezența cărții pe noptieră îți va aminti că poți înlocui gadgeturile cu 15 minute de lectură. Asuma-ți o provocare de lectură timp de 21 de zile. Știai că e suficient să repeți aceeași acțiune 21 de zile la rând ca un obicei să rămână veșnic în rutina ta? Astfel, cu 10 pagini pe zi vei citi cel puțin o carte pe lună și minim 12 cărți pe an. Urmează aceste sfaturi și îmbogățește-ți vocabularul, cultura generală și scapă de anxietate de care vorbeam mai sus. De asemenea, poți veni în Comunitatea Ca Lumea. Aici vei primi săptămânal multe recomandări culturale, inclusiv de lectură. Cu voi a fost Mihaela Racoviță pentru Internetul Grăieștea. Apropo, să știți că Mihaela a fost motivată nu doar de săptămâna lecturii. Ea chiar este unul dintre oamenii care cel mai mult se învârtește în jurul cărților. În fiecare zi, dacă nu în fiecare zi, odată la câteva zile, în, la ea pe Instagram, în stories, partajează un cuvânt nou din limba română și explică semnificația acestuia. Mai povestește de vreun citate, carte și chiar visează să facă un club de lectură. Noi sperăm să reușească, cel puțin hai să încurajăm aceste inițiative. Chiar dacă în epoca asta rapidă a tehnologiilor informaționale se pare că informația și așa ajunge repede la tine fără lectură. Da, dar înainte era fain că erau deputați care promovau lectura în mod deschis. Mm, asta cine? Da, cine? <laughs> nu ți amintești? A, Costică? <laughs> Costică? A? Costică, uneori mi-e dor. Ce? <laughs> За <laughs> <laughs> Да, но пока ты ера фурмос, ера мультикарт суп капатей. Приятен, да, косынте син дублин. А сейчас не модно, perioada... сейчас вообще не молодежно читать. Почему? Очень даже модно. А что в книге узнаешь? Uh, Правду. Да, за 10 минут приколов в интернете там. Да, кава афлац ин дублин. Шивар плачаса не кунаштем, саштицка ной пе 24 martie, ajungem la Dublin, fiecare din noi cu treaba lui. Andrei va avea un spectacol, uh, iar eu voi organiza un atelier pentru antreprenori și antreprenoare pe comunicare, branding și creare de conținut. Mai oameni buni, dar nu mai glumiți, serios, chiar, chiar vă așteptăm la Dublin. Da, așa că eu în prima parte a zilei voi lucra cu 30 de antreprenori, antreprenoare iar Andrei în partea a doua zilei de sâmbătă va organiza un stand-up. Așa că dacă sunteți în Dublin sau veți fi în zona în perioada aceea, ne-am bucurat foarte mult să ne cunoaștem, luați-vă biletele în avans, pagina Inspiro by Irina Galborg, prietena noastră de la Dublin, acolo găsiți informațiile. Mulțumim tare mult, eu am uh, pus link și pe Facebook și pe YouTube, prieten cu evenimentul. Da, veniți, veniți, că deja mă tinc că peste mai mult de 9 bilete deja, sau vândut. <laughs> Grăbiți-vă, vă uh, v așteptăm. Eu prima dată plec la Dublin. Uh, mi s-a spus că mâncarea e tare delicioasă în Irlanda Irlandezii, în general, sunt faimoși pentru mâncarea lor. Pentru o, o, o țară însorită. Mai mm. ales uh, în Martie. <laughs> Iată, abia, abia aștept uh, și chiar nu-i curios. Um, chiar ne i curios cât e ora. A? Ora e numai bună de a vă mulțumi că ne-ați urmărit până aici și ați fost tare bravo. Și dacă veți mai face acum un lucru pe final, veți fi și mai bravo. Un like, Chiar în momentul ăsta, duceți-vă pe video și apăsați pe butonul like. Nu vă duceți nicăieri, video e la, lângă voi. E ca cu mouse, iată, mouse-ul, da? Vă duceți așa cu mouse, a, ah, stați că voi de pe telefon urmăriți. Dar noi e avem voie singuri singur singur noi să ne punem like. Eu chiar asta am de gând să fac. Eu am de singur gând mă duc like și să să pun idea. singură like, pentru că dacă tu singur nu, apă nimeni nu. Eu așa știu. Mi-am pus un like, Andrei. E cu tine. da, mă duc pe urmă pe internetul grăiește. Oh my God. Mai pun un like aici poftim, și încă unul aici, poftim, și apoi, după aia, să încercat să ne acuzați că noi nu iubim ceea ce facem. Nu faceți așa canata prieteni, dar eu vreau să mulțumesc unor patroni, mai multor patroni, dar acum unor patroni care m-au bucurat cu o noutate în această săptămână. Uh, mai scurt, data trecută, anul trecut, unde poza? Unde poza? Am pus aici. Trebuie să fie. Păi, Iactă, sus, corect, este. Anul trecut, Sergiu și Svetlana ne-au scris și au spus: Băi, avem o ofertă pentru voi, um, avem un cod de reduceri, de reduceri de 100% de la produsele Adobe. Asta înseamnă Photoshop, Premiere Pro, tot fel de softuri, de montaj, video, poze, ilustrații. Și ne am zis și să economisim câteva sute de dolari pe an pentru că noi suntem deștepți și nu piratăm aceste software. Um, și Sergiu a da, noi putem să vă ajutăm. Anul este am primit notificare de la Adobe, de la software de montaj, a zis, pe 24 februarie expiră e, codul tău de reducere, ia vezi, te rog frumos, schimbă acolo metoda de plată și pregătești, îți plătești. Așa te anunță de obicei, antivirusurile, tot fel de software, te anunță că urmează, plătești, pregătește. Zic, mai să scriu patronului că expiră codul, deja m-a ajutat anul trecut, cum să îndrăznească și ea? Când colo, dar patronul singur scrie. Și mă trezesc cu un mesaj de la Sergio, care e, plin de aprecieri și dragoste și cuvinte pe care eu nu-mi dau seama cum noi am ajuns să le merităm, anunțându-mă da. că are un nou cod pentru încă un an de abonament la servicii, la produsele Adobe. Adobe, mai tine, spunea spune așa, în engleză. Da, eu chiar nu mă aș rușina să citesc mesajul lui Sert. Pentru că noi nu putem de... spune că ne scaldăm în aprecieri. Noi facem un lucru pe care trebuie să fii capabil să-l consumi și să-l iubești. Dar atunci când primim aceste aprecieri, înțelegem cât de valoroși sunt oamenii pe care noi reușim să-i adunăm aici. Salut, și... Andrei nata, Vreau să încep, să vrei să închei. Uh... Mai ce, ce nu, să... nu, nu, nu. Hai, Salut Andrei și Nata, deoarece mâine vă expiră abonamentul la Adobe Creative Cloud, găsește mai jos detalii pentru a activa licența nouă care e validă pentru încă un an. Noi apreciem tot efortul pe care îl depuneți și suntem impresionați de creativitatea și maniera profesională în care vă ocupați de munca voastră. Aici, Sergiu, precis ne-a încurcat cu cineva. Nu ne-a încurcat, dar iarăși, Sergiu, anxietate, multă anxietate. Noi foarte tare încercăm mai o oboseală, mai copilașii vor atenție, mai vrem și noi fără copilaș, mai vrem o drumeție, mai vrem să renunțăm și apoi iată așa un mesaj primim și apoi îl vedem pe Lavrov și apoi aflăm că Ilan Șor vrea să-și deschidă o energie și așa un... Hai că nu renunțăm, hai că mai avem încă pentru ce și apoi un Q&A pe final ce ziceți? Eu sunt pregătită deja să încheiem emisiunea dar dacă primim două-trei întrebări bune pe final Iaca, răspundem sunt, la ele sunt oamenii cu mare care sunt oameni care plătesc abonament <laughs> da exact, uh, XD Media dar mă tin că dacă ești student sau mai, mai sunt acolo tot felul de oferte la reduceri, că asta plătit ăsta pe lună chiar îi te roade 35$ pe lună, noi tot când am aflat de cât costă întreg pachetul da, prieteni, haideți să ne oferim unui altuia timp, dacă aveți unii altora. Unii am zis. Tu cu cineva vrei să te izolezi? E târziu și eu mă blub, asta e normal. Hai să ne oferim. Hai să ne oferim. Hai să ne oferim. Iată, eu vreau să ofer. Eu vreau să mulțumesc. Imens mulțumesc. Transmite ta nu te rușina. Tu ai citit mesaj, eu acuși mesaj pe Livia Tțibirna, Cristina Buga, Valentina Ganta sau Ganța. Eugenia, iată avem patru patroane noi în comunitatea Calumea și cu toată mândria vreau să vă spun că mi-am depășit, cum s-ar zice, un obiectiv pentru anul 2024. Eu foarte mult mi-aș fi dorit să trec stabil de 500 de patroni Calumea, lucru care se întâmplă, ceea ce este foarte îmbucurător, pentru că nou acești bani lunari ne permit să ne plătim o chirie, un contabil, site-ul nostru Um designer gráfico, um comunicador. Você é tem perfil de patrono ativo? Da. Sigur, pentru că mie, în aplicații, întotdeauna mi-arată cifra asta de patroni, mie mi-arată peste 600, dar nu 600 să activ pentru că unii nu fac update la card sau un alt. Par să fie activ, dar dacă nu sunt activ, trebuie să-i activăm. Nu, nu, vezi că el ți-arată total members. Total. total members, asta toți patronii, dar la unii declined cards. Poate fi carduri. Așa. Deci verificați-vă cardurile, dar patronajul vostru chiar este de mare, mare folos pentru noi, pentru că ne permite să ne menținem. Pentru dezvoltare este nevoie măcar de o sumă dublă, Dezvoltare în sensul proiectelor, în sensul inițiativelor pe care noi le mai avem și le ținem pe, ca așa, ia frumos el așa cum stau cărțile astea care s-au prăfuit aici. Ele stau pe policioare și așteaptă, iată, poate săptămâna asta un patron 2, săptămâna viitoare un patron 2 și tot e un pas înainte. Dar eu în un ung e goul cu amintiri din 2017 când o convingeam pe Nata mm -hmm. să facă cont de Patreon la lumea. Și mă adică te-am și filmat, noi am făcut un live de la Palatul Republicii atunci, ții minte? 2017, imediat după Iamania. Da, era un, eram, eu o filmam pe Nata la Palatul Republicii, era o seară după amiază de vară, nu mai știu ce. Și eu mai țin minte și de ce noi am făcut asta. Pentru că acela a fost anul în care am simțit prima dată impactul Vocii. Uh, vocii noastre civice era Plahotniuc la putere și toți oamenii lui prin ministerie. și prima dată am simțit cum ce facem noi este sabotat. Uh, foarte concret, adică te înțelegi cu oamenii că o să dăm o mână de ajutor la organizare, o să aducem personal care o să o dirigeze traficul, parcarea, o să vă ajute acolo, concret era, o să vă ajute acolo la uh, uh, hrănitul voluntarilor și hop, cu o săptămână înainte nimeni nu mai răspunde la telefon. De parcă nici n-a fost nicio înțelegere. Și noi, Taman, atunci ne porneam să facem internetul greiește, dar deja eram activ pe rețele. Mai pe scurt, și atunci tu ai spus, dar ce, te, și te, și te deranjezi tu? Du-te pe Patreon. Cum? Pe Patreon? Și iată, suntem pe Patreon. Da, spune de rămas pur și simplu la unsul meu de ego. Nata, ne încă o, patronă, patroană, Alina Gimp, ne-a scris are accounturi libere pentru Office la Microsoft. Asta ce înseamnă, de fapt? Office. Înțeleg, dar eu nu sunt cu office tu, tu ești pe Google Docs, tu nu mai ai folosit. O, o vreme foloseai pentru... Nu. nu, nu gata? Mai. Nu, dar mulțumesc. Mulțumesc tare mult, Alina. Da, poate cineva din calumea folosește office O să întreb. Da. Mulțumim tare mult, Alina. Între timp, continuăm emisiunea, între timp a apărut o întrebare și țin să răspund. Nic ne întreabă, sticla de vin de vinerea trecută, nu Vine trecut am băut un secret blend la maestro și Azi bem un cabernet sauvignon Am, să, am servit părinții între timp Asta am făcut, da? Da, el era un demi-sec, apropo Și era un secret blend din patru soiuri Da? Da Dacă e secret blend, de unde știi să s Eu Eu știu toată informația Tu te zic care sunt soiurile totuși, deși era sec. Ok uh, asta hai. de asta el e secret, Andrei. Am înțeles. Vreau și eu să mulțumesc patronilor. Nata. Fău. Merg pe mail pentru că am mai mulți patroni săptămâna asta și am ca să-i caut, trebuie să scriu member, dar nu Patreon. Uite, Sorina zice, noroc fedot, ai revenit? Răspunde la întrebare. Asta e întrebarea? Nu, fie două te-ai cu... revenit acolo, nu e neintrebare, acolo e, râs. Asta e o constatare. A o Dar revenit? Dar nici tot, nici nu a plecat, el pur și simplu era bolnav tare mulți ani. Nu, el era în tranziție și eu ultima dată când am fost la Moreal, i-am adus căciula. Eu am făcut-o intenționat. Ea putea să rămână acolo, în frigul celălalt, dar eu zic, o iau cu mine, eu știu că iarna aici se termină, dar eu iau cu un sens, o pun acolo undeva să-i amintească. Bun început, bravo! E foarte că... conștient am pus în valiză, Andrei. Eu știu că tu nu mai porți de foarte mulți ani. Așa că... Uh, Sorina? Două puncte. Uh, probabil a revenit. Cum scrie în manualul de franceză. Bravo, Nina, tu bien, tu, tu resoan dispor um, Vreau să mulțumesc lui Novak, Diana Megherea, Galina Timuș. Um, vreau să-i mulțumesc lui Andrei Lutenko, un patron veteran deja. Călin Holban, Victor Cebotari, Nelu Constantin, Dumitru Budescu și-a mărit contribuția. Mulțumesc tare mult. Gheorghe Dabija, Ina, Ruxanda, Ana, Mihai T. Și-a mărit contribuția. Mulțumesc tare, tare mult. Și mai sunt niște mulțumescuri de adresat celor care în timpul live-ului au donat. Victor Ciobanu, mulțumim tare mult. Dan Roman, de la Montreal, te salutăm, te îmbrățișăm, Cum acolo primăvara? Wow. Ecaterina Untură, 22.99 euro. Mulțumim, Caterina! Apropo, atunci când voi faceți o donație, nu vă rușinați să ne scrieți ce moment vi s-a părut valoros, <laughs> pentru că nouă ne este de folos să înțelegem care momente vă declanșează mai pe românește, vă trigheruiesc. Și în felul acesta am putea să mai aducem asemenea momente în emisiune. Mai pe scurt, nu vă rușinați, dați-ne feedback, el pentru noi este valoros. Mai sunt întrebări de pentru mai remarcat? Nu. Dar noi am mai răspuns la întrebări? Am răspuns. Mulțumim gata. pentru atenție, să aveți o seară bună. Dar nu, la câte întrebări noi ne înțelegem să răspundem? Măcar să onorăm, ia ca până am gata, am unii prim, că sunt oameni care au adresat. Nu ați vrea să faceți un live odată cu unul sau, sau mai mulți, cred, copii voștri cu întrebări despre Nu. <laughs> 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 nu, no, noi băgăm destul de suficient prin Instagram-uri, nu? Nu. Tu vrei mai mult? Eu aș face cu Magda. Magda este un personaj foarte interesant. Doar că nu avem ocazia. No, în în primul rând, că nu știm cum asta ar arăta de la o parte, cam cu ce ocazie noi ne-am scoat copiii în emisi. Trebuie să existe un context. Dacă apare contextul, precis, Magda ar fi un, un interlocutor foarte interesant. Noi cu ea avem interviuri în afara emisii și. De a ori ne pune la punct, asta e tare interesant. Ha. Da. Magda pe ascuns a înregistrat câteva zile în urmă un vlog mm. și, -a, și a, exersat talentul. Încă nu e publicat nicăieri, dar e interesant despre ce vorbește. Da, mai bine să nu. O teză e că școala în Moldova e mai complicată decât școala în Canada. <laughs> dar pe urmă a spus, ei, hai să nu vorbesc despre asta <laughs> Și am mers mai departe Mai este o întrebare la care vreau să mă opresc Tu pe asta ai dat click, nu? Sau eu am dat click? <laughs> voi mai face video ca cel de săptămâna asta. Da, personajul Fedot este unul interesant, plăcut, vechi, el e la origini, la producția emisiunii Lumina. Dacă voi mai face, nu e o întrebare pentru mine, e o întrebare pentru Univers. Ba da, e o întrebare pentru tine. Nu, eu sunt că mai, mai dependent de, de Univers. Probabil, dar vă zic, Fedot are o imunitate foarte slabă, el rep de răcește. Dar când sunt lucruri de laudat, el laudă. Așa că, ai voi o sursă de inspirație dacă, pentru Fedot. Dacă, și dacă vedeți videouri interesante, personaje interesante, a căror opinie ar putea servi drept un, o, o hrană pentru Fedot, trimiteți linkuri și s-ar putea să se transforme în videouri. Iată, la întrebarea asta am vrut să mă opresc și să spun că întrebarea este una greșit formulată. Odată ce vrei să afli despre o problemă care este cea mai gravă, imediat înțelegi că mai sunt încă 17 care sunt foarte grave. Și când ele sunt de sistem, ele sunt interconectate. Și atunci când noi vedem doar un singur lucru, noi eliminăm. Și noi nu suntem acum în rezolvarea unei probleme de fizică unde ușor putem să eliminăm o forță ca mai ușor să aflăm rezultatul final a unei probleme și care e răspunsul la, la întrebare în cazul unei țări a Republicii Moldova e greșit să calculăm așa, să luăm în calcul problemele țării noastre separate una din alta, de altă, când ele sunt așa de conectate. Părerea mea. Am auzit-o. Da. Mersi pentru atenție. Mulțumim, Gabriela. Vinerea Mulțumim viitoare tuturor. este seara în care ne întâlnim. Din nou, sper eu cu vești o leacă mai bună decât cele de azi. Noi închidem emisiunea, dar după asta încă ore în și o să reflectăm. Că așa, e greu când ești live, intens, emoții, voi, și apoi cum, pe urmă, îți deconectezi. Stai și... până adormi cu telefonul în mână. Nata Albot, -așa Andrei Bolocan, pa, pa! Hai, noroc, mulțumim tare mult, prieteni. Nata Albot, adormi cu telefonul în mână. Da, chiar. Nu numai cu telefon, cu powerbank-ul sub coastă. Băi, <laughs> dar nu mai povestească. Nu, nu povestească, da, 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 eu, eu, adun, eu adun. Eu da, adun pentru o conferință așa. de presă, adevărul despernat albot va răsuna. Eu voi face această conferință de presă. Voi trebuie să știți. Doamne ferește să ne merească în Parlament sau Ministra Culturii. Oh. Doamne ferește. ce am citit eu pe Telegram. Nu știu pe Telegram nu stai. <laughs> nu stau acolo. Cântire critică. Stau, stau. Hai, noroc.